Alegeri prezidențiale. Dezbaterea finală la Europa FM. Un mesaj că nu va putea participa pentru că s-a făcut prea din scurt invitația. Domnul Diaconu este, la fel ca și ceilalți doi absenți, este în București și este disponibil la această oră, din ce știu eu. Dacă vă răzgândiți, domnule Diaconu, să știți că suntem aici. De asemenea, doamna Viorica Dăncilă, susținută de PSD, ne-a răspuns la invitația noastră și acum și în timpul campaniei electorale că va veni numai la o dezbatere 1-1 cu președintele Klaus Iohannis, altfel doamna Dăncilă lăudându-se prin toate părțile că domnia sa poate purta pantaloni și că ar fi singurul bărbat, o citez acum, singurul bărbat din această campanie electorală. Bineînțeles, președintele Klaus Iohannis, care se pare că a fost destul de deranjat de presiunea publică pe care noi am făcut-o pentru a realiza această dezbatere, domnul Klaus Iohannis ne-a anunțat prin reprezentanți încă de la începutul campaniei electorale că nu va veni la niciun fel de dezbatere sau interviu niciunde, nu numai la noi, și astăzi, de asemenea, ne-a transmis că nu va participa la această dezbatere. Noi îl așteptăm în continuare. Domnul Klaus Iohannis este de asemenea în București și este disponibil. A participat mai devreme la o festivitate organizată de Camera de Comerț a României, din ceea ce știu. Nu vă mai mănânc din timp, știți deja regulamentul. Domnilor, în această seară intenția noastră a fost să organizăm discuții grele, discuții de interes pentru România. Vă încurajez să interacționați cât mai mulți între dumneavoastră, așa că o să încep cu prima întrebare. De ce vreți să deveniți președintele României? Domnul Dan Barna. Pentru că la 30 de ani de la Revoluție, România are nevoie de o energie nouă în politica românească, de implicarea cetățenilor care credeau până nu de mult că politica nu e pentru ei și nu e despre ei. Sunt de 2 luni de zile, am fost în toate județele României, am fost în diaspora și încă aud acel lucru pe care cumva îl credeam și eu până acum 3-4 ani, că eu nu fac politică, nu mă interesează politica. Politica e murdară, e coruptă, e un lucru care nu privește oamenii cinstiți. Oamenii cinstiți trebuie să-și vadă de carieră, de școală, de școala copiilor, de casă, de mașină. Or, ceea ce s-a întâmplat în România în ultimii 3 ani și jumătate, motivul pentru care a apărut și USR, motivul pentru care eu sunt în politică, este tocmai că am înțeles lucrul acesta, că nu putem să schimbăm România dacă ne implicăm. Și suntem în momentul în care, după ce am dovedit la europarlamentare că oameni care n-au mai făcut politică pot să conteze, după ce am dovedit în ultimii 3 ani că odată intrați în Parlament am făcut o diferență și oamenii au început să vadă cum arată în realitate viața politică de 30 de ani în România, de 27 atunci când am intrat noi, în acest moment trebuie să facem un pas mai departe. Și faptul că avem acum, la atât de mult timp, la 30 de ani de la Revoluție,
avem șansa să avem un tur 2 fără partidul care este reminiscența Partidului Comunist, să fim foarte deschiși pe asta, și putem avem șansa unui tur 2 fără PSD, toate aceste elemente sunt pentru mine motivația să-mi asum, pentru că este o asumare personală și n-a fost ușoară, să-mi asum să reprezint această generație nouă care a decis că trebuie să ne implicăm în politică. Pentru că oamenii în stradă îmi spun exact lucrul acesta, să vină tinerii să intre în politică. Eu, destinul, m-a adus în situația să-i reprezint pe acești oameni și o fac cu toată energia mea. Ați răspuns la întrebarea de ce ați intrat în politică. Întrebarea era de ce vreți să deveniți președintele României. Pentru că această generație, și clarific să spun așa, această generație care a intrat în politică și care schimbă lucrurile, a trimis oameni grozav la europarlamentare și noi, Alianța USR Plus, am propus un plan în 4 pași europarlamentare. Am trimis oameni care nu ne mai fac de râs la Bruxelles și toți au observat lucrul acesta. Vom avea un președinte, vom avea un reprezentant la Cotroceni și eu voi fi acel președinte. Vom câștiga apoi alegerile locale și acesta este obiectivul, să avem oameni onești și competenți în primării și apoi vom forma acel guvern de care România are nevoie. Pentru că, pe foarte simplu, România are nevoie de oameni onești și competenți în funcțiile publice. Iar eu vreau să fiu președintele acestei generații care a intrat în politica românească pentru că am energia, am competența și am acel spirit de a inspira oamenii onești și cinstiți și competenți de peste tot din societate, fie că sunt în sectorul public, fie că sunt în sectorul privat. Vă mulțumesc. Domnul Kelemen Hunor, aceeași întrebare. De ce vreți să deveniți președintele României? Vreau să fiu președintele României pentru a schimba societatea, pentru a schimba România, pentru a face din România, din țara noastră, o țară mai bună. Fiindcă am o viziune pe termen mediu, o viziune pe termen lung, bazat pe două valori și pe cele două resurse, cele mai importante resurse pentru un stat, pentru o națiune, pentru o comunitate. Cele două valori, respectul și încrederea. Și cele două resurse, oamenii și natura. Și, bineînțeles, sunt convins că prin modul cum gândești, prin mesajele pe care le transmiți, poți să schimbi societatea și vreau să fiu președintele fiecărui om, fiecărui cetățean din această țară. Am experiența necesară, sunt de 20 de ani în politică, am intrat în politică după ce Emil Constantinescu a câștigat alegerile, cunosc foarte bine care sunt problemele societății noastre și am prioritățile mele. Încrederea și respectul. Fără respect nu poți să construiești nimic. Vreau să există respect în această țară, statul să-și respecte pe cetățenii și la ghișeu, și când merg la școală, și când merg la spital. Vreau să există respect între comunități, între majoritatea românească, între minoritățile etnice și vreau să există încredere în societate. Societățile care au cunoscut succesul în secolul 20, în secolul 21, sunt societăți în care nivelul încrederii este la cote foarte, foarte înalte. Trebuie să repunem aceste două valori acolo unde e locul lor. Vreau să avem o educație performantă, fiindcă totul pleacă de la educație. Când vorbim de cele două resurse, oamenii, vreau să existe economie care crește, sustenabilă, de aceea trebuie să investim în infrastructura mare, trebuie să creăm cadrul pentru a crea locuri de muncă și pentru a crește economia și sănătatea. Și mediul înconjurător. Fără un mediu înconjurător sănătos, n-ai cum să trăiești bine în secolul 21. Astea sunt principalele motive, să facem din România o țară mai bună, o țară mai faină, dacă pot să spun așa cum spunem noi în Transilvania. Vă mulțumesc, domnul Teodor Paleologu. Pentru că domnul președinte Iohannis e absent, de-aia candidez, pentru că un președinte absent, cum vedem și astăzi, e un președinte neputincios, un președinte nepriceput, iar alt candidat de dreapta nu vedeam. Iar eu cred că dreapta românească trebuie să fie reprezentată. Eu consider că această candidatură e importantă pentru viitorul dreptei în România. Nu e vorba doar de a vota negativ împotriva unui partid, într-adevăr, complet compromis, care merită un cardonaș galben cel puțin. Eu cred că trebuie să și punem ceva în loc, trebuie să punem valori, iar valorile mele sunt cele liberale, sunt un liberal clasic, sunt un conservator
conservator moderat, un creștin democrat, și cred că aceste curente de opinie trebuiau să fie reprezentate în această dezbatere, altminteri ar fi fost cu totul absente, și de aceea am asumat acest rol, evident dificil. Și pe de altă parte, cred că România are nevoie de un diplomat ca președinte, de un om cu experiență diplomatic. Am fost ambasador timp de 3 ani. În plus, am trăit 19 ani în afara țării, am o experiență internațională pe care o pot pune în slujba României. Pentru că trebuie să și înțelegem mentalitatea partenerilor noștri. Eu am locuit în Franța, am muncit, mi-am câștigat existența în Franța, în Germania, în Statele Unite. Cunosc mentalitatea acestor parteneri atât de importanți pentru noi, iar președintele României trebuie să poată vorbi de la egal la egal, pe limba lor, cu Macron, cu Merkel sau cu Trump. Cred de asemenea că avem nevoie de un diplomat în interiorul țării, de un om care să făurească consens. Unul dintre motivele principale pentru care m-am angajat în această luptă este tocmai pentru că mi-am dat seama că războaiele româno-române nu duc nicăieri, că trebuie să oprim acest drum care nu duce nicăieri. Avem nevoie de consens pentru dezvoltare. Nu există dezvoltare fără continuitate și nu există continuitate fără un minim consens. De aceea îmi propun să iau foarte în serios rolul acela de mediator prevăzut în Constituție, și colegul Kelemen Hunor are dreptate să vorbească despre rolul de om care schimbă mentalități. Eu am spus rolul de învățător al președintelui și eu cred că e nevoie de respect, de încredere, într-adevăr, o valoare fundamentală, și, după cum știți, ceilalți piloni ai proiectului meu sunt educația și performanța și meritocrația. Vă mulțumesc. A doua întrebare, dacă ar fi să facem împreună un plan de țară, un fel de parcurs pentru următorii 10 ani, ce a spune pe prima poziție și de ce? Cu ce am pornit în acest drum? Îl rog să răspundă primul la această întrebare pe domnul Kelemen Hunor. Eu aș începe cu o nouă Constituție, după care educația, mediul și infrastructura mare. Sunt cele 4 puncte pentru care ar trebui să începem imediat după alegerile prezidențiale, și cu asta aș începe o discuție în societate, mediere între diferite segmente, și să ajungem la o înțelegere într-un an de zile, după care să ne apucăm de treabă. Trebuie un consens, nu în toate domeniile, dar sunt câteva domenii unde e nevoie de acest consens, fiindcă putem schimba și trebuie să schimbăm ceea ce înseamnă viitorul, că eu cred în România viitorului. Putem să luăm pe bucată, putem să discutăm despre Constituție, de ce e nevoie de o nouă Constituție, de ce vreau educație, de ce cred că mediul este important. Și aș mai face încă un lucru. Aș înființa o comisie prezidențială pentru a face clarificările necesare despre trecutul nostru, despre fenomenul Pitești, fiindcă este inacceptabil să nu fim în stare să ne uităm în oglindă cu toții. Să știm ce este în urma noastră, ce a făcut comunismul, ororile comunismului, fiindcă respectul pleacă de la acest lucru. Să știi unde ești, ce ai făcut și unde vrei să ajungi. Un președinte trebuie să dea o perspectivă, trebuie să dea speranța pentru fiecare cetățean, și cu aceste lucruri aș începe eu. Vă mulțumesc, domnul Teodor Paleologu. O să repet întrebarea. Sunt foarte bucuros de ce aud din gura domnului Kelemen. O secundă, aș vrea să repet întrebarea pentru ascultători. Sigur. Deci, dacă ar fi să facem un plan de țară, un parcurs pentru următorii 10 ani, cu ce ați începe și de ce? Și eu aș începe cu Constituția. Pentru că această Constituție generează crize. Nu e vorba doar de persoanele celor absenți, de președintele Iohannis și doamna prim-ministru, ci e vorba de o problemă sistemică. Noi de 20 de ani avem crize permanente. E clar că trebuie să schimbăm ceva în Constituție. Sigur vom discuta despre asta. Deci nu insist pentru moment. Pentru mine, într-adevăr, educația e o chestiune fundamentală. Aici cred că toți trei suntem de acord. Și cu toții vorbim despre dublarea, cel puțin dublarea, dacă nu chiar triplarea bugetului alocat educației. Ce este pentru mine fundamental și am
precizat foarte clar, e vorba de o schimbare a spiritului educației. Avem nevoie de o educație care să formeze indivizi autonomi. Pentru mine asta e o chestiune absolut esențială și are legătură cu încrederea, cu respectul, cu simțul civic, pentru că doar indivizi autonomi din punct de vedere intelectual, moral și profesional, pot fi cu adevărat buni cetățeni. Pe de altă parte, pentru mine un proiect de mare anvergură este meritocrația. Pentru că, din păcate, statul român e popular la toate nivelurile de tot felul de incompetenți și de impostori. E nevoie de meritocrație, e nevoie de concursuri pe bune, da? De concursuri relevante și pe bune, nu de concursuri simulacru, așa cum, din păcate, se întâmplă foarte des. Și mai e un lucru extrem de important în domeniul economic. Avem nevoie de mai multă libertate. Economia românească este sufocată de reglementări extrem de stufoase, contradictorii. Avem nevoie de mai puține reglementări, de o simplificare a reglementărilor în toate domeniile, evident în domeniul economic. Și mai e încă un aspect esențial, și anume predictibilitatea statului, pentru că la noi nu numai că regulile sunt foarte stufoase și contradictorii și sufocante, dar în plus se și schimbă tot timpul. Deci avem nevoie de un stat predictibil și aici cred că ce spuneam mai devreme despre consens e extrem de important. Să avem un stat predictibil, un stat eficient, un stat meritocratic. Domnul Dan Barna. România a ajuns în 30 de ani în niște secvențe care par ireale pentru alte state. Da, reforma Constituției este un pas obligatoriu. Fără penal în funcții publice a ajuns să fie în România un pas obligatoriu și eu cred că România are nevoie în realitate de un manager de dezvoltare. Am avut și diplomați, până acum România a avut 4 președinți, toți din sectorul public. Am avut 2 profesori, un editor de carte, să-i spunem așa, domnul Iliescu, și un comandant de navă. Este pentru prima dată și eu voi fi acel președinte când România va avea un antreprenor ca președinte și acum România are nevoie de un manager de dezvoltare pentru că planul de țară presupune într-adevăr reforma Constituției pentru că ne-a rămas ca o haină mică care nu se mai potrivește cu realitățile, dar planul de țară presupune să facem autostrăzile acelea despre care vorbim de 30 de ani pentru că fără ele orice poveste de dezvoltare este o glumă. Planul de țară presupune să investim în calitatea educației pentru că fără calitate în educație o să continuăm să ne pregătim copiii pentru meserii care nu mai există. Și în 5 ani, în 10 ani, 60% din meserile actuale nu vor mai exista și vor fi altele din zona digitală, la care dacă nu ne adaptăm, o să ne uităm la gard peste Europa, cum ca și curca în lemne, despre cum ne adaptăm. Or, aceste provocări le avem acum în față și de aceea spun că e nevoie de un manager de dezvoltare și de aceea planul de țară, dincolo de reforma Constituției, înseamnă să facem autostrăzile, să investim în educație, în componenta de calitate, nu doar cea de acces și participare, care sunt necesare și firești, dar dacă nu schimbăm abordarea pe sistemul de educație, nu avem nicio perspectivă și, bineînțeles, sistemul de sănătate, care este unul din principalele motive pentru care ne-au plecat din țară exact componenta aceea care n-a plecat din cauza salariului minim, a plecat pentru că nu vor să riște să-și crească copiii într-o țară care nu le asigură sănătatea minimă. Sunt câteva dintre priorități despre care am vorbit constant în această campanie și despre care mi-au vorbit constant oamenii în toate județele din România. A fost domnul Dan Barna, reprezentantul USR Plus. Domnul Teodor Paleologu dorește să vă dea o replică. Nu o replică, doar o mică adăugire. Eu sunt antreprenor pe bune, complet independent, fără niciun fel de contract cu statul. Sunt unul dintre cei foarte mulți antreprenori independenți care duc în spinare statul român prin taxele pe care și impozitele pe care le plătesc și nu primesc deloc bani publici pentru nimic. Era doar o precizare că sunt și eu antreprenor de 7 ani în domeniul educației, tocmai că vorbeam despre educație, adică chiar știu ce e aia educație și am avut aproape 6.000 de cursanți în aproape 7 ani. Vă mulțumesc, aș vrea să-mi precizez, poftiți. Doar să răspund la... E foarte bine, mă bucur să aud că domnul Paleologu este și un antreprenor egală măsură. Eu vorbeam despre candidații care au șanse și vor fi președinții României. Eu voi fi acel președinte.
Domnule Barna, nu vă supărați. Nu lăsați cetățenii să decidă și nu faceți dumneavoastră discriminări între candidații care contează și candidații care nu contează. Să lăsăm electoratul să decidă. Electoratul nu spuneți dumneavoastră cum va fi. Dacă îmi permite să intervin, cred că trebuie să-mi precizez puțin întrebarea. V-am întrebat despre un parcurs și despre care ar fi primul lucru în ideea în care dumneavoastră o să-mi spuneți care este ținta. Dacă ați vrea să răspundeți la întrebarea cum vedeți România peste 10 ani, pentru că eu mă gândesc că atunci când vrei să o iei pe un drum primată, vrei să știi unde o să ajungi. Vă rog să dați răspuns scurt, că avem atâtea întrebări exact pe temele pe care dumneavoastră le-ați evocat în această deschidere și vreau să trecem peste partea asta introductivă. Deci, dacă doriți să răspundeți la întrebarea cum vedeți România peste 10 ani în momentul în care faceți un plan și spuneți acolo aș vrea eu ca președinte să o duc. Domnule Kelemen Hunor. România peste 10 ani trebuie să fie o țară mult mai modernă și mai modernizată decât este acum, cu infrastructura feroviară, cu infrastructura rutieră construită, un hub pentru Europa de Est și un hub către Balcanii de Vest, un jucător important în această zonă a Europei, un stat unde se întorc oamenii și nu pleacă, un stat cu cel puțin 19-20 de milioane de locuitori, unde această dramă demografică nu mai există, crește economia în fiecare an cu 3-4%, în niciun caz sub 3%, și unde oamenii se simt acasă, nu vor să plece din această țară cu venituri și cu predictibilitate, cu posibilitatea de a construi un viitor în țara ta. Mulțumesc. Domnul Teodor Paleologu? Evident, peste 10 ani îmi doresc și eu o țară cu autostrăzi, cu infrastructură feroviară, cu spitale în care să nu mai moară oameni, cu spitale demne de acest nume, pentru că, știți, străbunicii noștri spuneau bolnițe la spitale, din păcate avem mult prea multe bolnițe și nu destule spitale. O țară în care să fie stabilit principiul meritocratic, dar vă atrag atenția că unele proiecte sunt de pe termen mai lung decât 10 ani. Da, cred că în 10 ani putem fi departe dacă ne ținem de treabă, dar trebuie gândit pe termen și mai lung, pe termen de 20 de ani, pentru că țara asta are nevoie de schimbări care nu se fac dintr-o dată. E periculos să promiți schimbări rapide. Unele lucruri se pot schimba repede și vom vorbi despre acele lucruri care se pot schimba repede, dar educația nu se schimbă repede, se schimbă direcția. E nevoie să schimbăm direcția în multe domenii. Și apoi rezultatele se vor vedea unele peste 5 ani, altele peste 10 ani, altele peste 15 ani. Trebuie să gândim pe termen lung, să terminăm cu gândirea de pe o zi pe alta. Gândirea pe termen scurt e catastrofală. Mulțumesc, domnul Dan Barna. Simplu, provinciile istorice conectate prin autostrăzi, simplu de zis acum, dar e un obiectiv pe care, la care trebuie să ajungem. Provinciile conectate prin autostrăzi, o Românie digitalizată, plata taxelor și impozitelor prin telefon mobil, prin calculator, mersul la primărie sau la fisc trebuie să fie o excepție foarte, foarte clar reglementată și mai ales, cel mai important, o Românie în care locuitorii ei au încredere. Astăzi, noi avem un deficit de încredere în propria țară. Românii pleacă pentru că nu mai au încredere că e un loc unde să-și crească copiii. Acest lucru putem să-l schimbăm și acest lucru îl voi face ca viitor președinte. Vă mulțumesc. Următoarea întrebare este totuși de actualitate politică mai degrabă, acum că am trecut prin, cum vedeți, România peste 10 ani. Vă întreb așa, având în vedere situația politică actuală, sunteți pentru sau împotriva organizării de alegeri parlamentare anticipate în prima parte a anului viitor? Domnule Teodor Paleologu, vă rog să răspundeți prima. Nu e vorba doar dacă suntem pentru sau contra, că putem spune că suntem pentru. Păi, Constituția, din păcate, lasă foarte puține speranțe pentru așa ceva. E foarte slabe speranțe pentru că e o procedură greoaie, nu văd șanse pentru acest lucru. De aceea cred că trebuie să schimbăm Constituția și unul dintre lucrurile pe care trebuie să le schimbăm în Constituție este exact problema aceasta, puterea președintelui de a dizolva Parlamentul pentru a organiza alegeri anticipate. Din păcate,
pe actuala Constituție este foarte puțin probabil. În mod normal ar fi trebuit să avem alegeri anticipate după alegerile din 26 mai, după alegerile europarlamentare, așa cum s-a întâmplat, de pildă, în Grecia. Asta ar fi trebuit să se întâmple, dar nu s-a întâmplat. Deci e foarte puțin probabil pe Constituția actuală, dar e unul dintre lucrurile pe care trebuie neapărat să le schimbăm în Constituție. Vă atrag atenția că ați consumat mult mai mult din timp decât contracandidații dumneavoastră. O iau, ca, iau răspunsul nostru ca fiind un da. Dar să știți că nu văd până acolo. O să vă mai spun eu, mai aveți vreo 7 minute. Vă mai spun eu din când în când. Vă mulțumesc. Domnul Dan Barna. Alegerile anticipate sunt soluția morală și corectă pentru România. Bineînțeles că le susținem, pentru că am pus asta și în acordul politic cu premierul Orban ca parte a înțelegerii pentru susținerea cabinetului său. Ele sunt necesare, sunt complicate de făcut, sunt greu de făcut. Asta e toată istoria USR în politica românească, este abordarea de lucruri imposibil de făcut. Inițiativa fără penal e un exemplu. Alegerile anticipate sunt necesare pentru că dacă stăm un an de zile cu guvernarea PNL, care va fi ciuca bătăii dinspre PSD, legitim va spune PSD-ul că sunt în opoziție, ne vom trezi la finalul anului viitor, din nou cu PSD, jucător relevant în calculele pentru formarea următorului guvern. Și toată revolta cetățenilor, toți oamenii din stradă care au stat 3 ani și jumătate, tot acest efort al societății să scăpăm de PSD, va fi aruncat la gunoi. De aceea sunt atât de importante aceste alegeri prezidențiale de duminică și de peste 2 săptămâni, duminică de pe 24, pentru că dacă îi dăm o șansă, am scos-o pe Viorica Dăncilă din Palatul Victoria, am scos guvernul PSD. Excelent, românii vreau asta. Dar dacă o trimitem în turul 2, îi validăm din nou. Și lucrul ăsta nu trebuie să se întâmple. De atât de important ca oamenii să iasă să voteze, de este important să avem un tur 2 fără PSD, de aceea este important ca după buget și după prezidențiale să discutăm cu toată seriozitatea, și președintele Iohannis și premierul Orban, în discuțiile pe care le-am avut cu dânsii, au confirmat această abordare, să încercăm și sper eu să reușim să realizăm alegeri anticipate. Pentru că nu putem, și dau o replică domnului Paleologu, nu putem despre ce schimbare de Constituție să discutăm până nu schimbăm acest Parlament al rușinii pentru ceea ce s-a întâmplat în România în ultimii 3 ani și jumătate. Acesta este analiza reală a situației politice din acest moment. Dacă nu facem anticipate, reintrăm în coșmarul în care PSD se dă puțin deoparte, după care se întoarce din nou la guvernarea României. Ori asta ar fi o ratare uriașă a generației noastre. Vă mulțumesc, domnul Kelemen Hunor. Sunteți pentru sau împotriva alegerilor anticipate în prima jumătate a anului viitor? Și mâine putem organiza alegeri anticipate și poi mâine eu sunt omul politic care în orice clipă merge în fața cetățenilor și cere votul, fiindcă așa trebuie să fie un om politic. Nu trebuie să ai timp la dispoziție nici măcar o jumătate de an, nici măcar un an, să mănânci ce carne crudă, să te pregătești, să fii mai în forță. Nu, și mâine merg și stau în fața oamenilor și spun ce am făcut și ce doresc să fac mai departe. Deci putem organiza și mâine. Cei care spun că sunt pentru alegerile anticipate, sigur trebuie să spună și modul cum vom ajunge acolo. În acest moment, indiferent ce spunem, trebuie să fim foarte sinceri cu noi înșine și cu cetățenii și trebuie să spunem că pe actuala construcție nu se poate ajunge la alegeri anticipate, indiferent ce am dori. Restul este demagogie. Da, vreau, dar nu se poate ajunge. Doriți să dați eu replică? Eu doresc din inimă alegeri anticipate, să fie clar, dar sunt sceptic față de ce va face Parlamentul actual. Eu nu fac parte din Parlamentul actual, spre deosebire de domnii deputați. Vă mulțumesc. Vreți să dați o replică domnului Paleologu? Vă rog. Nu, vreau să fac o precizare. Cei care au votat guvernul PNL alaltăieri nu doresc anticipate, doar prin vorbe, indiferent ce spun. Că dacă ar fi dorit anticipate, mâine nu ar fi votat guvernul Orban. Se poate redeschide procedura anticipatelor. Acum intervin ca jurnalist și spun așa. Procedura anticipatelor se deschide prin demiterea sau demisia guvernului. Dacă tocmai avem un guvern votat, asta nu înseamnă că... Vă mulțumesc. Haideți să intrăm în lucrurile mai grele. V-ați exprimat cu toții în favoarea revizuirii Constituției, cred. Ați vorbit despre altă Constituție. Din ce știu eu, o altă Constituție înseamnă o revoluție. Altfel vorbim despre revizuire de Constituție, nu despre schimbarea Constituției. Să mă corectați dacă greșesc. Vă rog să detaliați. Deci, ce fel de reformă constituțională doriți, domnule Dan Barna? Este nevoie de o schimbare în Constituție prin care președintele să fie cu adevărat arbitru crizelor politice. Pentru că în momentul de față, într-adevăr, mecanismul e cumva ridicol, în sensul în care pentru a avea alegeri anticipate trebuie ca parlamentarii să-și voteze propria plecare acasă. Ceea ce la nivel de naturi umane e într-adevăr dificil, dar nu imposibil pentru că vorbim de potențial acord politic. Deci, văd așa, președintele să poată ca în cazul în care o moțiune de cenzură are succes,
să poată fie să numească un nou premier dacă există o majoritate, și noi am încercat în Parlament să verificăm cu fără penali, cu un lucru care trebuie să aibă un Consiliu General și n-a existat o astfel de majoritate pe fond, la investitură s-a găsit foarte bine. Deci președintele să poată, în caz de moțiune de cenzură care trece, fie să numească un nou premier, fie să dizolve Parlamentul dacă nu există o majoritate și să convoace alegeri anticipate. Este una dintre direcții. Cealaltă, echilibrarea rolurilor în situația în care Parlamentul vrea să suspende pe președinte și nu trece referendumul, să se dizolve Parlamentul sau președintele să poată să facă lucrul acesta, tocmai pentru a echilibra în momentul de față, avem o gheoagă și o scobitoare între Parlament și președinte. De asemenea, cred că în Constituție și vreau ca în Constituție să fie explicit acest principiu de fără penal în funcții publice, pentru că ăsta ne-ar fi ferit de multe crize, din care o mare parte din criza politică pe care am experimentat-o. Și mai este ceva, eu vreau să fie în Constituție principiul de alegere a primarilor și președinților de Consiliu Județene în două tururi, pentru că în felul ăsta evităm ca majorități de conjunctură favorabile la un moment dat, să se continue să se joace cu acest principiu care este fundamental, acela al reprezentativității aleșilor locali. Sunt doar câteva dintre elemente, evident putem vorbi și despre Curtea Constituțională și despre justiție, dar sunt câteva dintre elemente pe care le-am prezentat în acest moment. Domnule Kelemen Honor, nu ezitați să comentați propunerile contracandidaților. Dacă nu o să o faceți noastră, o să vă rog eu să o faceți. Poftiți, domnule. Eu cred că avem nevoie, nu cred, sunt convins, ferm convins, că avem nevoie de o nouă Constituție. Revizuirea Constituției să fie o Constituție mult mai bună nu se poate. Și vă spun de ce. Acum câțiva ani, în 2013, am făcut o revizuire a Constituției, zic eu, destul de bună. Cred că a fost în 2003. Nu, 2013 am încercat o revizuire a Constituției. În corect. 2014, Curtea Constituțională, în ianuarie, dacă nu mă înșel, a picat și a spus că nu se poate. Deci, dacă vrei, într-adevăr, o reformă constituțională, vii cu o nouă Constituție, se poate și fără revoluție, fiindcă anul viitor la alegeri pui încă o chestiune și Parlamentul viitor va fi și adunare constituantă. Nu trebuie revoluție. Și atunci avea sarcină să elaboreze o nouă Constituție. Separarea puterilor în stat, principiul cel mai important, trebuie dus până la capăt, fiindcă în actuala Constituție noi am copiat greșit sau am copiat, fără să fim atenți, Constituția Franței și am codat în Constituție toate conflictele posibile între instituțiile fundamentale. Eu aș schimba radical și aș opta pentru Republică Parlamentară. Nu trebuie să dai președintelui mai multă putere, nu trebuie să pui toată puterea în mâna unui singur om, fiindcă nu știi cu ce te vei trezi peste câțiva ani. Eu aș merge și aș separa atribuțiile celor două camere, Senatul și Camera Deputaților, aș păstra bicameralismul, aș reduce numărul parlamentarilor, dar cu puteri, cu atribuții diferite, total diferite, ca să nu fie nicio suprapunere. Eu aș separa în CSM, ca să vorbim și de justiție, aș face un CSM pentru judecători și un CSM separat pentru procurori. În acest moment nu se poate, Constituția nu permite și, într-adevăr, sunt două puteri, două segmente extrem de importante în puterea judecătorească, trebuie separate. Și, bineînțeles, aș mai face câteva lucruri importante, reforma serviciilor secrete, în așa fel încât să nu fie nicio ingerință în politică, în justiție, să nu fie posibil. Avem nevoie de servicii puternice, care oferă informații și analize pentru decidenții și, bineînțeles, aș pune și o chestiune importantă pentru a respecta pe fiecare cetățean să fie recunoscute minoritățile etnice, toate minoritățile, ca parte constituantă a statului român. Înainte să-i dau cuvântul domnului Barna, care vrea să vă dea o replică, fac o scurtă recapitulare. Propunerile dumneavoastră sunt fundamental diferite pe ceea ce, în ceea ce privește, în special, partea executivă a puterii în România. Absolut, absolut. Dumneavoastră susțineți o republică parlamentară, domnul Barna vrea o creștere a puterilor prezidențiale, ceea ce ar accentua semiprezidențialismul. Dar insist totuși pe un detaliu pe care dumneavoastră l-ați dat, domnule Hunor, schimbarea Constituției în loc de revizuire. Există niște limite de revizuire în momentul de față, dar dincolo de care actuala Constituție nu se poate schimba. E vorba de articolul care cuprinde inclusiv faptul că statul român este stat național. De aceea doriți schimbarea Constituției? Nu am spus că trebuie schimbat acest lucru. Știu am că nu doar se... să precizați. Nu, deci am spus eu așa ceva? Nu. Dar am insistat tocmai ca să știu dacă clarificat. Și în noua Constituție, cum vreți noastră să o schimbați cu totul, vorbim tot de un stat național.
Absolut. Deci eu am propus ceea ce v-am spus, nu am propus altceva și aceste principii fundamentale, dacă vrem un stat eficient, trebuie făcute. Executivul este executiv, președintele okay. este președinte. Dacă dai puterea unui singur om, te vei trezi în această zonă a Europei cu mult mai multe probleme decât problemele pe care le rezolvi. Vă rog, domnule Barna. Foarte scurt vreau doar să punctez un element. Principiul din referendumul acela cu 300 de parlamentari este unul pe care îl susțin explicit. Domnul Hunor a spus despre reducerea mărimii parlamentului. 300 de parlamentari la actuala formă, la actuala mărime a statului român este un lucru pe care îl susținem și pentru care voi lupta cu toată convingerea în procesul acesta de modificare a Constituției. Domnul Teodor Paleologu. Eu propun mai multe etape. În primul rând, propun să avem o dezbatere națională, o dezbatere francă, onestă, despre forma de guvernământ, adică monarhie sau republică. Pentru că intrați de asemenea, vă atrag atenția, știu, limitele revizuirii Constituției. Știu, cunosc chestiunea, cunosc articolul, vă dați seama. Pentru ascultători trebuie să fac această precizare. Vreau să avem o dezbatere pe această temă, cred că merităm o asemenea dezbatere. Republica a fost instaurată de tancurile sovietice în 47, n-am avut o dezbatere de 30 de ani încoace. Cred că societatea românească are nevoie de așa ceva, de o dezbatere principială pe această temă. Apoi urmează chestiunea, dacă preferăm și dacă e cazul, putem organiza un referendum pe acest subiect, dacă există într-adevăr suficient susținători. În ceea ce privește disputa republică parlamentară, republică semiprezidențială cu puteri sporite pentru președinte, eu cred că majoritatea românilor nu sunt favorabili republicii parlamentare. Eu cred că este cea mai puțin populară variantă dintre cele trei. Eu cred că majoritatea românilor își doresc să-și aleagă președintele în continuare prin sufragiu universal, iar în acest caz trebuie să dăm dovadă de logică. Și anume ca președintele să poată dizolva Parlamentul, dar atenție, aici am o divergență față de domnul Barna. De exemplu, dânsul propune un referendum ca urmare a căruia să se dizolve Parlamentul. Eu nu îmbrățișez acest punct de vedere. Spus în cazul în care a spus în programul dânsului, nu că l-am citit cu mare atenție. Și mi se pare că e o complicație inutilă. Eu cred că trebuie să mergem la modelul după care ne-am luat, și anume Constituția franceză, președintele să poată dizolva Parlamentul, evident, dacă situația o cere, pentru că nimeni nu o să se joace de dizolvarea. Știți că am avut o discuție pe tema asta, nu cred că e un risc real să se întâmple ca în Republica Moldova, că se pot pune unele obstacole. De asemenea, sunt și eu pentru 300 de parlamentari, absolut categoric, de acord pentru fără penale, am semnat pentru fără penal chiar pe 10 august 2018 și vă felicit pentru această inițiativă. Și aș mai adăuga un lucru legat de alegerea primarilor, da, în două tururi de scrutin, și aș mai adăuga și pentru parlamentari un sistem de vot majoritar în două tururi de scrutin. Să ne aducem aminte că în 2007 majoritatea covârșitoarea celor care au votat la referendum au fost împotriva sistemului proporțional cu liste închise. Și s-a revenit din păcate la acest sistem. De asemenea, referendumul din 2009 a fost nesocotit, a fost disprețuit din păcate de către Parlament. Ca să fac un scurt rezumat, rugămintea sau sugestia mea este să nu mitraliați aceste teme, pentru că ele sunt importante. Fac acest rezumat tocmai pentru a le cumva împrospăta în memoria ascultătorilor și privitorilor noștri. În esență, ceea ce spuneți dumneavoastră, domnule Paleologu, și în divergență cu contracandidații dumneavoastră, este că vă doriți o republică semiprezidențială forte. Ați făcut trimitere la Franța, acolo unde președintele practic este șeful primului ministru, pe care îl numește și îl demite când dorește. De asemenea, el poate oricând dizolva Parlamentul, pentru că, nu știu, consideră la un moment dat că are o oportunitate electorală, de exemplu, că e pe val, partidul domniei sale. Domnul Barna dorește să vă acorde o replică. Doar o clarificare. Pe actuala Constituție, încercarea de suspendare, suspendarea președintelui de către Parlament este urmată de referendum. Eu spuneam că în situația în care referendumul nu confirmă inițiativa Parlamentului,
președintele să aibă posibilitatea să dizolve la rândul său parlamentul, sau asta e o dezbatere despre care, sau parlamentul să dizolve de drept în cazul în care cetățenii resping inițiativa. Despre asta vorbim, e actuala forma Constituției. Nu, toată lumea dorește să vă acorde replică. O să, dacă îmi dați voie, o să-i dau cuvântul domnului Kelemen Hunor. Poftiți! Vedeți, avem o diferență serioasă. Deci în Uniunea Europeană, în afară de Franța, nu există sisteme semiprezidențiale. Sisteme semiprezidențiale sunt în alte zone, nu trebuie să mergem în acele zone. Acolo lucrurile sunt un pic diferite. Dacă vreți, este un stat federal Austria. Putem discuta și despre acest lucru cu mare plăcere. Dar eu nu vreau să fiu șeful statului. Eu nu vreau să fie cineva peste toți. De aceea eu cred că trebuie să mergem spre a păstra și în cazul Parlamentului un sistem proporțional și un sistem de republică parlamentară, ca să fie lucrurile mult mai echilibrate, să fie o separare a puterilor în stat foarte, foarte corectă și să nu ne trezim că ne alunecăm către o dictatură. Poftiți, domnule paleologu. Da, doar vreau să citesc din programul domnului Barna. Președintele va putea iniția un referendum pentru dizolvarea Parlamentului. În cazul în care referendumul este validat, Parlamentul este dizolvat. Asta am citit în programul dumneavoastră. Președintele poate și acum iniția un referendum pe aproape orice temă, asta e o decizie a Curții Constituționale, dar nu cu acest efect al dizolvării Parlamentului. Poftiți, domnule Barna. Bun. Apropo de intervenția domnului Hunor, pentru că discuția despre ce tip de România avem, vom avea, e foarte importantă. Pentru că încercarea de a ne feri de, domne, să ne ajungem la dictatură, ne-a dus în situația ca de 30 de ani să ne rostogolim dintr-o criză în cealaltă. Și evident că nu susțin niciun fel perspectiva unei dictaturi, Doamne ferește, dar trebuie să ne asumăm un model de guvernare care funcționează într-unul sau altul dintre statele europene, sau de fapt în mai multe state europene, pentru că această găselniță construită pentru domnul Iliescu, în care tot să aibă niște putere și de fapt să n-aibă niciunii putere de a duce statul într-o direcție, ne-a dus fix în situația în care am ajuns în aceste până de curând. Tocmai de aceea trebuie să asumăm o direcție sau cealaltă și eu spun, privind tocmai istoria de parlamentarism de 30 de ani a statului nostru, și aici cumva poate rezonăm, că este nevoie de mai multă forță la președinte, pentru că președintele este de fapt singurul votat direct de cetățeni, care are această legitimitate asumată de cetățeni în momentul în care îl pun ștampila pe el. Altfel rămânem în aceeași logică de baronism parlamentar, care ne-a dus fix la criza politică din care ne zbatem să ieșim în această perioadă. Domnule Hunor, poftiți. Nu cred că e vorba de baronism parlamentar, e vorba de a schimba o mentalitate și atunci vom avea un parlament responsabil. Eu nu cred că parlamentul nu este oglinda fidelă a societății. Nu există o societate angelică care produce din când în când, din 4 în 4 ani, un parlament diabolic. Și ceea ce spune domnul Barna legat de puteri sporite pentru președinte, nu ne duce spre Franța, ne duce spre Moscova. Eu nu doresc acest lucru. Aș vrea să vă pun o întrebare suplimentară la această temă care v-a aprins un pic. Aș vrea să vă imaginați situația în care veți deveni președintele României și în care va trebui să lucrați cu un guvern de altă culoare politică. Poate chiar cu un guvern ostil, pentru că am avut în ultimii 3 ani această situație. Întrebarea pentru dumneavoastră este... ca partea executivului, este responsabil președintele României de faptele guvernului? Cred că domnul Hunor este rândul dumneavoastră să începeți primul. Deci sunteți într-o situație de coabitare politică sau chiar de guvern ostil, parlament ostil, guvern ostil, sunteți președintele României. Răspundeți sau nu pentru ceea ce face guvernul pe care, să ne amintim, președintele nominalizează primul ministru? Actuala noastră Constituție presupune coabitare și când au fost președinți și prim-ministru din aceeași parte a șcherului politic, din același partid, la un moment dat au apărut conflicte, mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar au existat aceste conflicte. Eu cred că de aceea e nevoie de o reformă constituțională, ca să nu repetăm încă 30 de ani această formă de a genera conflicte. Este responsabil, bineînțeles, este responsabil. Odată poți să pui un prim-ministru, fiindcă există o majoritate, n-ai ce face până la urmă, dar nu poți să pui a doua oară, a treia oară și chiar a patra oară. Insist să răspundeți la această întrebare. Îmi cer scuze, domnul Iohannis a fost invitat, nu este la această dezbatere. Este responsabil, poate fi considerat responsabil președintele Klaus Iohannis pentru faptele guvernelor Dăncilă, Grindeanu și Tudose?
De fapt, aceasta a fost întrebarea mea, domnule, s-o precizez. Eu, dacă aș fi fost în locul președintelui Iohannis, eu aș fi forțat după Grindeanu o altă formulă de guvernare. Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Domnule Teodor Paleologu. Am o rugăminte, dacă nu vă supărați, și domnul și pentru domnul Goran și pentru domnul Barna, să nu-i mai spunem domnul Hunor. Corect e numele, domnule Kelemen. E ca și cum v-aș spune domnule Moise sau domnule Dan. Cred că e vorba scuze. De... Mulțumesc. Nu, dar, mă rog, Hunor ne spunem ca prieteni, da? Domnul deputat Kelemen, da. Cred că va aprecia această precizare. Să precizăm pentru să ascultătorii noștri că în limba maghiară numele se pune înaintea prenumelui. Exact. Este eroarea mea, îmi cer scuze. Nicio problemă, nu? Și oricum ați văzut că domnul Kelemen nu s-a supărat deloc. E foarte obișnuit cu astea. Pentru că toți facem această greșeală. Exact. Dacă doriți să spuneți. Acum, vă spun un lucru. Depinde, când ați spus un guvern ostil, un guvern diferit nu e neapărat ostil. Poate să fie un guvern de altă orientare sau de altă culoare politică, prin forța lucrurilor. Eu oricum sunt susținut de PMP, va trebui să lucrez cu guverne care sunt din partide sau care din partide care nu sunt cele care m-au susținut. Va trebui să lucrez și voi lucra foarte bine cu domnul Ludovic Orban. Un guvern diferit nu e neapărat un guvern ostil. Asta e o primă precizare. Acum, legat de domnul Iohannis, sunt două etape. În primul rând, domnul Iohannis a câștigat în 2014 cu o majoritate foarte mare, cu peste un milion de voturi în plus față de Victor Ponta, și a reușit să dilapideze complet acest capital în 2 ani. Și ne-am trezit cu o majoritate covârșitoare PSD la alegerile din 2016. Este o contraperformanță extraordinară. Sigur, nu-l putem învinui, nu-l putem trage la răspundere, dar este, din punct de vedere politic, o contraperformanță fabuloasă. După aia, într-adevăr, au fost guverne din ce în ce mai proaste ale PSD-ului și cred și eu, evident, că nu trebuia să continue să dea mereu șanse PSD-ului. Când a numit-o pe doamna Dăncilă, a spus că mai dă încă o șansă PSD-ului. Ei bine, nu trebuie să fac acest lucru. Răspundeți, vă rog, clar la întrebare. Este responsabil un președinte de faptele unui guvern ostil cu care împreună trebuie să guverneze România? Respectiv, este Klaus Iohannis responsabil pentru ceea ce au făcut guvernele PSD în ultimii 3 ani? Direct, evident că nu, că doar toate samavolniciile PSD-ului nu-i aparțin lui. Dar e vorba de neputința președintelui Iohannis. Despre asta este vorba. Vă mulțumesc. Domnule Dan Barna. E bine că ați devoalat elefanții, altfel aș fi făcut-o eu. Da, despre asta este vorba, despre câtă responsabilitate are președintele statului pe actuala Constituție în situația pe care o trăim cu toții de 3 ani și jumătate. Și știm cu toții, nu o să mai reiau cele menționate deja, da, prea multe șanse date PSD-ului și responsabilitatea este împărțită. Pentru că nu putem, știu, e foarte comod să spunem, domne, lucrurile bune aparțin președintelui, lucrurile rele aparțin guvernării. Dar cetățenii, acele milioane de oameni, 6 milioane de voturi peste, care i-au dat votul președintelui României, au dat acel vot așteptând ca președintele României să-și asume o prezență activă în fiecare din năzbâtile și agresiunile pe care PSD le-a aplicat statului român. O prezență a fost una foarte puțină, iar responsabilitatea este împărțită fără îndoială din punctul meu de vedere. Bun, dacă nu mai are nimeni nimic de comentat pe această temă, domnule Barna, dacă doriți să precizați mai exact cum ați fi făcut altfel, pentru că competitorii dumneavoastră au spus în ce situație ar fi oprit sau cum ar fi oprit ceea ce s-a întâmplat. În momentul în care, după alegeri, PSD a venit cu prima propunere, Grindeanu, cumva legitimă, și s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu ordonanța 13 și tot ce a urmat, deja Tudose era maxim de șansă care mai putea fi dată. În Dăncilă trebuia să nu existe. Gândiți-vă cum ar fi arătat istoria noastră dacă președintele stătea și negocia și crea, inventa o nouă majoritate, pentru că el nu este obligat să numească un premier decât într-o singură situație. Dacă un partid are 51%, ori n-a fost cazul, PSD n-avea 51%. Deci exista posibilitatea foarte clară să stăm în negociere. Avem exemple din alte state europene, în Germania, în Austria, în Belgia, unde discuțiile despre un nou guvern durează niște luni de zile.
tocmai pentru a nu ajunge în situația ridicolă în care un partid care îți dovedește cu vârf și îndesat și prima oară și a doua oară îți dovedește că nu vrea să guverneze pentru România și pentru cetățeni, că a fost foarte clar, am avut acele cartonașe colorate numite program de guvernare, ca în bancul cu Iadu și Raiu, după variantă demo, după care în prima lună de guvernare PSD a fost ordonanța 13 și tot ce a urmat a fost dimineața la prânz și seara justiție. Or, toate aceste elemente confirmau faptul că acea actuală gașcă PSD, pentru că termenul e adecvat pe ce s-a întâmplat în România, nu venise cu gândul de a guverna pentru cetățeni. Venise cu gândul foarte clar să-și rezolve probleme, să-și plătească polițele justiției după anii de DNA. Ori lucrul acesta, președintele putea să-l vadă și puteam să nu mai avem guvernarea Dăncilă. Cu tot ce ar fi urmat, pentru că privind retrospectiv, probabil orice scenariu ar fi fost mai bun pentru cetățeni decât ceea ce s-a întâmplat de 3 ani și jumătate și în ultimul an și jumătate în mod special. Inclusiv cel al suspendării, a fost permanent amenința cu suspendarea. Vă adresez tuturor această întrebare. Niciunul dintre dumneavoastră nu v-ați referit la amenințarea suspendării pe care PSD a proferat-o permanent în acești 3 ani la adresa președintelui Iohannis. Categoric, domnule Dar. Da, pentru că cetățenii te aleg președinte să joci cărțile pe care ei ți le-au pus în mână. Te aleg președinte nu să te ferești de sperietoarea că ai putea să fii suspendat. Tocmai pentru că era pavăza referendumului care cetățenii puteau să-l susțină în continuare pe președinte. Dar în măsura în care nu ți asumi jocul și intervii doar când casa e în flăcări, dar nu intervii când se aduc butoaiele cu benzină, nu intervii când se pun grenadele, nu intervii când se pun fitile, după aia te miri că a luat foc casa și ok, intervin în ultima instanță. Da, un președinte trebuie să-și asume aceste riscuri pentru că, repet, e singurul votat direct de cetățeni. Nu există altă instituție în statul român, politică, care să aibă în spate direct votul cetățenilor, direct și nominal. E o forță pe care un președinte trebuie să o folosească și eu voi fi un astfel de președinte. O să-mi permiteți, vă rog, să-i dau cuvântul domnului paleologu să răspundă și la această întrebare. Vedeți că nu mai aveți foarte mult până la pauză. O foarte scurtă remarcă. Domnului Iohannis i-a și convenit să o numească pe doamna Dăncilă cu gândul că în felul ăsta înmormântează PSD-ul și își asigură realegerea. Și dacă ar fi fost așa, nu i-ar fi convenit să fie suspendat din funcție? Cred că nu a fost curajos în toți acești ani. A pus confortul mai presus de orice și nu a dat dovadă de curaj. Doriți să vă referiți la această situație, domnule Kelemen? Da, sigur. Președintele trebuia să-și asumă inclusiv suspendarea. Eu, dacă aș fi fost în locul președintelui, în acea perioadă după Grindeanu, nu aș mai fi dat șansa, încă o șansă PSD-ului. Ar fi trebuit negociat o altă majoritate cu riscul suspendării. Oricum, suspendarea nu ar fi trecut de referendum. Avea președintele Iohannis o legitimitate foarte, foarte mare. Asta trebuia făcut atunci. Iertați-mă că aș vrea să insist, mai aveți și un pic de timp până la pauza care va veni în scurte minute, dar aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră și doar pe dumneavoastră, domnule Hunor. Kelemen, scuzați-mă. Nu, deci eu nu mai corectez pe nimeni. Și mie lumea spune domnul Moise, iertați-mă, asta e. Domnul Moise, din perioada respectivă și până de foarte curând, UDMR-ul pe care l-ați tot condus a susținut PSD-ul. Cum puteți acum să susțineți că Iohannis ar fi trebuit să riște suspendarea și să dizolve Parlamentul? Domnul Guran, m-ați întrebat ce aș fi făcut eu dacă aș fi fost președinte. Nu ați pus întrebarea cum acum m-ați întrebat. Eu dacă aș fi fost președinte, atunci așa... Nu, așa m-aș fi comportat. Ok, PSD, ALDE avea majoritate fără noi, matematic știți foarte bine, nu a depins de noi, această majoritate nu a fost de acord cu ordonanța 13, atunci am spus public, nu a fost de acord nici cu ordonanțele lui Cioloș peste justiție, ordonanță de urgență în justiție tot timpul distruge ceva mai mult sau mai puțin și, bineînțeles, în calitate de lider de partid, am căutat permanent în 30 de ani parteneri pentru o anumită perioadă și pentru anumite puncte. Asta este răspunsul meu pentru ceea ce am susținut și nu am susținut. Dacă ați fi fost președinte... Nu aș fi dat încă o șansă și acest lucru... Dar în calitate de parlamentar și de lider de partid ați susținut PSD. Acest lucru știe și președintele Iohannis. Nu acum aude prima dată de la mine. 10 minute pauză. O să ne întrerupem 10 minute în care să respirați. S-a făcut și destul de cald aici în studio. Încurajez acest dialog între dumneavoastră, după care dezbaterea va continua. Abia ne-am încălzit. Alegeri prezidențiale.
Dezbaterea finală la Europa FM. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.
alegeri prezidențiale. Dezbaterea finală la Europa FM. Nu? Vă întreb pentru că se face cald. Da? Am revenit. Probabil că dezbaterea din prima parte v-a atras și pe dumneavoastră, cei care o urmăriți. Așa cum v-am promis, temele sunt importante și ne interesează pe noi toți. O să continuăm, pentru că mult din prima parte a dezbaterii s-a referit la revizuirea Constituției și la teme care ar putea privi o astfel de modificare a legii fundamentale. O să rămânem oarecum tangențial în această zonă și următoarea întrebare pe care vă adresez, domnilor candidați, este următoarea. Din punctul dumneavoastră de vedere, este sau ar trebui considerată corupția o amenințare la adresa siguranței naționale și cu ce implicații? Domnule Teodor Paleologu, vă rog să răspundeți primul. Da, categoric da, și cred următoarele lucruri, că trebuie relansată activitatea DNA, care a fost mult încetinită în ultimii ani, și mai cred încă două lucruri, că trebuie acționat asupra cauzelor corupției și că trebuie făcută și prevenție. Vreau să explic despre ce e vorba. Nu putem acționa doar prin mijloace punitive, da? DNA-ul e important, trebuie relansat. Dar cauzele corupției sunt excesiva reglementare, care face ca foarte mulți să fie vulnerabili și să dea șpagă pur și simplu pentru a subzista. Iar prevenția, în cazul miniștrilor, secretarilor de stat, a oamenilor cu funcții, e foarte importantă, pentru că unor pur și simplu habar nu au și fac din prostie greșeli. Să știți că e vorba și de incompetență, adică faptul că zicem fără corupție în funcții publice, sunt de acord, evident că da, corupția ucide, dar și prostia face multe ravagii. Domnule Dan Barna. Da, este clar o amenințare la siguranța națională, pentru că România a ajuns aici având, și măsor foarte bine cuvintele, având o problemă peste medie de corupție. Da, toate statele europene au, în toate statele europene există acest flagel, doar că în statul român am ajuns să ni se spună, și asta am experimentat-o în ultimii 3 ani, că este cumva legitimă și îndreptățită. Exact ăsta este unul din motivul pentru care tinerii pleacă din țară, exact ăsta este motivul pentru care un tur 2 fără PSD dă mesajul acela pe care l-așteaptă tinerii și l-așteaptă societatea, că începem să ne facem bine. Da, este o problemă de siguranță națională, este și în programul meu vorbesc despre asta, însă trebuie să avem o reglementare la nivel de Parlament și o abordare sistemică a problemei la nivel de Parlament, fără protocoale și fără mecanisme din acestea, care de fapt lasă foarte mult discreționar în abordarea corupție dintr-o perspectivă sau alta. Deci răspunsul e da, fără echivoc. Domnule Kelemen. Este o problemă, da, trebuie să... O problemă lăsăm... de siguranță națională, da, da, asta, asta a fost. Da, da, okay. Am spus, da, trebuie să lăsăm justiția, DNA-ul, procurorii și judecătorii să se ocupe de cazurile de corupție și nu politicieni în niciun caz, și reglementările trebuie făcute în așa fel încât să nu lași portițe mici, să nu creezi situații în care omul, așa cum spunea și domnul Paleologu, de foarte multe ori cade în această capcană între ghilimele. Și de aceea eu cred că orice om care și orice funcționar public, orice funcționar al statului, orice demnitar care s-a atins de averea publică trebuie pedepsit, trebuie pedepsit drastic și trebuie să încercăm să construim un sistem în care vom avea încredere mult mai mare în justiție și în primul rând în judecători. Nu trebuie să fie magistrații jucători politici. Nici când e vorba de corupție, nici când e vorba de crimă organizată. Crima organizată e cel puțin atât de periculos cum e și corupția. Aș vrea să precizez această întrebare înainte de a vă da oricum dreptul să dați o replică sau să vreți să răspundeți. Considerarea ca amenințare de siguranță națională a corupției implică serviciile secrete, cele care păzesc securitatea națională sau siguranța națională. În ultimii ani, noi am avut un soi de dezbatere, de fapt n-a fost nicio dezbatere în opinia publică, privind implicarea serviciilor secrete în combaterea sau în conlucrarea, da, pe protocoalele la care s-a referit domnul Barna, cu procurorii, cu justiția.
și s-a ajuns ca în urma unei decizii a Curții Constituționale corupția să nu mai, marea corupție să nu mai fie considerată amenințare de securitate națională, așa cum fusese declarată printr-o decizie a CSAT din 2005, dacă nu mă înșel. Asta în ciuda faptului că ea este ca amenințare importantă prevăzută în Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene. Deci, precizare la întrebarea mea. Considerarea ca amenințare de siguranță națională a marii corupții înseamnă, din punctul nostru de vedere, inclusiv implicarea serviciilor secrete în combaterea acesteia? Vă rog, domnule paleolog. Răspunsul meu e da. Însă avem nevoie de noi legi care să reglementeze funcționarea serviciilor secrete și controlul lor să fie pe bune, nu control parlamentar cum e acum, știm că nu funcționează cu adevărat. Și aș mai vrea să fac o mică observație. Domnul Barna folosește mereu formula un tur 2 fără PSD. Eu vreau să fiu mai precis. Eu vreau un tur 2 cu un candidat de dreapta care să-l trimită pe domnul Iohannis la Sibiu. Domnule Dan Barna. Mă bucur că avem un consens așa de consistent. Da, e... Sau, mă rog, întrebarea suplimentară era... Întrebarea suplimentară era dacă ar trebui sau nu să se implice serviciile secrete în combaterea corupției. Fără îndoială, da, pentru că dacă ne uităm și pe studiul Băncii Mondiale și pe, mă rog, studiile locale, costul corupției a însemnat 32 de miliarde de euro. A însemnat exact echivalentul sume pe care am primit-o de la Uniunea Europeană. Este un cost uriaș pentru statul român și când vorbim de marea corupție, că nu vorbim de un de bătrânica care vinde o găleată de brânză, nu aceea este corupție. Corupție este aceea în care milioane de euro în contracte mari, în achiziții publice mari, dispar sau sunt risipite. Acolo, într-adevăr, statul român trebuie să-și folosească toate instituțiile, inclusiv cele din sfera de informații. Dacă vreți să precizați un pic sintagma pe care ați folosit-o mai devreme, domnule Barna, fără protocoale, v-ați referit la fără protocoale sau fără protocoale secrete sau fără secrete? Sensul sau... este acela de trebuie să avem un control civil real asupra serviciilor de informații. Este o așteptare pe care societatea o are și este, cum să spun, este un principiu de igienă al societății. Nu există țară în lume unde să nu fie servicii de informație și unde țările performante au servicii de informații performante. Și lucrul acesta e normal să se întâmple și în statul român, ca stat european și ca stat membru NATO. Foarte important. Din această perspectivă, un control civil real, un control parlamentar care funcționează, nu unul decorativ, este singura soluție pe care o văd ca fiind corectă pentru a ieși din această fantasmagorie de state paralele și de planuri ezoterice pe care o vedem pe diverse burtiere, dar care de fapt nu rezolvă problema de fond, cum ne apărăm de corupția mare, cum reacționăm ca stat într-un mod sănătos și igienic la această problemă de corupție. Vă mulțumesc, domnule Chelemen. Fără protocoale secrete și mai mult rol de... Fără protocoale secrete. Și protocolul prevede cum funcționează. Pentru servicii secrete, justiția nu trebuie să fie un câmp tactic, în niciun caz. Justiția trebuie să fie lăsată să funcționeze independent, serviciile secrete nu trebuie să ajungă la judecători, nu trebuie să ajungă în zona unde se dau decizii în justiție, în niciun caz. Trebuie să avertizeze, trebuie să atenționeze, trebuie să îi ajute pe cei care luptă împotriva corupției, dar nu trebuie să fie jucători. Trebuie o reformă a serviciilor, trebuie o reformă inclusiv a controlului parlamentar și inclusiv cum funcționează, de exemplu, tot ce înseamnă tehnica, înregistrările, cum e în Germania, separat de servicii. Acolo fiecare comandă cu aprobarea judecătorului primește ceea ce a cerut și folosește pentru scopurile determinate de lege. Deci trebuie separate apele, dar serviciile, bineînțeles, în foarte, foarte multe cazuri oferă informații și previn. Avertizează pe miniștri, avertizează pe decidenții. Vezi că acolo e o problemă. Vezi că acolo s-ar putea să fie o problemă. Avertizează pe cei care conduc statul român. Dacă am înțeles foarte bine răspunsul dumneavoastră, considerați corupția, marea corupție de fapt, ca fiind o amenințare de siguranță națională, dar în același timp doriți ca serviciile secrete să dea doar informații, să nu se implice în anchete în sensul în care să furnizeze probe. În niciun caz, dar nu este treaba lor. Anchetele penale nu se fac în serviciile secrete, în niciun stat. Serviciile secrete, și în momentul de față, serviciile secrete fac urmărire penală în cazurile de terorism și amenințare la adresa securității naționale. E
Bine, acum haide să vorbim despre lucrurile în mod foarte clar și diferit. Ce înțelegem prin implicarea serviciilor și ce înseamnă să particip la o anchetă penală. Când e vorba de terorism, când e vorba de proliferare, când e vorba de crimă organizată, atunci, bineînțeles că fără informații, nici DICOT-ul, nici procurorul, nimeni nu are cum să meargă mai departe. Dar când vorbim despre corupție, atunci dai informația, dar nu te implici mai departe. Ce să facă? Anchetă penală? Nu, serviciu? Să pună microfoane, de exemplu. Cum a fost? Am avut această situație. DNA-ul dădea comunicat. S-a făcut cu ajutorul SRI, după care nu s-a mai făcut cu ajutorul SRI. Asta înseamnă, nu altceva. Microfoanele trebuie puse de acel serviciu tehnic care nu trebuie să fie în subordinea serviciului secret, okay. Cum este în Germania. Ok, deci dumneavoastră sunteți împotriva folosirii serviciilor secrete în anchetele penale de către justiție. Absolut, nu folosești serviciul în anchetă penală, în derularea anchetei. Atunci am implicat serviciile secrete în justiție. Eu nu vreau un stat unde serviciile secrete se implică în actul de justiție. Ajută cu informații, ajută cu tehnica, e cu totul și cu totul altceva, cu aprobarea judecătorului. Da, știți că asta înseamnă culegerea de probe și la Germania, în Germania unde faceți dumneavoastră referire, lucrurile se întâmplă la fel. Adică și acolo serviciilor secrete li se cere... Așa ar trebui să funcționeze și la noi cum funcționează în Germania. E un model foarte, foarte democratic, curat, fără implicații politice. Okay. Asta doresc eu, să funcționeze așa cum funcționează în Germania. Am vrut doar să fie clar răspunsul noastră. Doriți să dați o replică? Da, aș vrea să spun că totuși mica corupție e foarte... adică nu trebuie să uităm de acest subiect, pentru că pe cei mai mulți români mica corupție îi doare. Șpaga pe care trebuie să o plătească la autorități, la spitale și așa mai departe. Ori, pentru mica corupție, revin la ce spuneam, nu-i de ajuns să avem mijloace punitive, trebuie să acționăm asupra cauzelor. Iar una dintre cauze, sigur că nu e totul, este excesul de reglementare, care te face vulnerabil. Sunt atâtea reguli. În România există reguli care nu există nicăieri în altă parte. Vrei să deschizi o cafenea? Păi îți trebuie tot felul de tot felul de reguli, de avize, de tot felul de lucruri, cum nu e în altă parte. Da? În nicio altă țară din Europa nu ai atâtea reguli pe care trebuie să le urmezi. Și asta te face vulnerabil. Da, și te face vulnerabil și evident ești ajungi să dai șpagă pentru a scăpa de controlul diferitelor oficii ale statului. Aș vrea să mai rămânem puțin în această zonă și să vă pun o întrebare suplimentară, dacă nu vă supărați. Puteți să răspundeți scurt la ea sau să o elaborați, cum doriți noastră. Întrebarea este, considerați că în momentul de față pedepsele prevăzute de legile penale pentru fapte de corupție sunt prea mici, prea mari, așa cum trebuie să fie? Vă rog, răspundeți în aceeași ordine. Vă spun drept, nu am o opinie pe această chestiune. Voi consulta juriști care au opinii fundamentate pe acest subiect. Vă mulțumesc. Domnul Barna? Problema nu e mărimea pedepselor, că sunt 6 luni sau 3 ani. Problema este că în cazurile de corupție, recuperarea prejudiciului aproape nu există. Se întâmplă ca o excepție. Realitatea, și asta mi-au spus-o cetățenii în stradă, în aceste 2 luni de stat de vorbă, oamenii spun, domne, confiscarea avelor nejustificate este un lucru de care România are nevoie, pentru că altfel, orice persoană care intră într-o corupție mare sau mijlocie, sau mă rog, mică, deși acolo sunt alte particularități, acceptă, să spun, între ghilimele sau nu, acceptă 2 ani de închisoare, rămânând cu niște milioane într-un cont în niște insule. Asta este elementul revoltător și asta așteaptă românii de la clasa politică să reglementeze. Deci nu sunteți nici pentru creștere, nici pentru este scădere. Irelevantă mărimea. Ok, pot fi mărite, sunt oricum destul de mari acum, dar pot fi mărite, dar nu se va schimba nimic dacă mărirea pedepselor sau pedepsele în sine nu sunt însoțite în realitate de recuperarea prejudiciului. Aceea este tema importantă pentru cetățeni în momentul acesta și pentru țară, că nu e o chestiune de discurs public. Vă mulțumesc, domnule Kelemen Honor. Aici nu vreau să-mi consum timpul degeaba, sunt de acord cu Dan Barna. Rar se întâmplă, dar acum sunt de acord. Recuperarea prejudiciului, da. Am o propunere, să ne luăm toți 3 un angajament ferm în această direcție pentru recuperarea prejudiciului.
cum, iertați-mă, cum vedeți, elaborați un pic, cum vedeți dumneavoastră ca viitorul președinte să se implice în recuperarea prejudiciului? Și ce înțelegeți prin recuperarea prejudiciului? Iertați-mă, în momentul de față sunt niște sume colosale date prin sentințe definitive în executare care nu se execută, la asta vă referiți? Sau știți dumneavoastră cazuri în care inculpați, condamnați pentru corupție, nu li s-au confiscat, mă rog, prejudiciul adus? Sau la ce anume vă referiți, dacă doriți? Că toți a spus cam același lucru. La funcționarea efectivă a mecanismelor de recuperare a prejudiciului, că într-adevăr instanța constată este un prejudiciu de 7-15 milioane, se condamnă inculpatul la 3 luni și cu, da, la 3 ani cu și 7 luni, după care urmează să se recupereze prejudiciul, lucru care nu se mai întâmplă. Politica noastră, politica asumată pe această componentă de recuperare a prejudiciului, este aproape inexistentă la momentul acesta. Or, asta trebuie să fie o prioritate, asta e o direcție, dar mai este și elementul cel despre care am vorbit, confiscarea averilor nejustificate, care vine exact în aceeași logică, în care oamenii spun, domnule, n-a pățit nimic, dar uite cum poate un om funcționar la primărie, la vamă sau oriunde altundeva, sunt multe instituții care au aceste probleme, dintr-un salariu la stat toată viața, să aibă 7 vile, 5 mașini și toată familia bine garnisită. Cum? E o întrebare legitimă. Și în celelalte țări, și în Statele Unite și în Germania, în țările civilizate, întrebarea aceasta este adresată de fisc în mod legitim în cadrul unei proceduri care trebuie să explici care au fost sursele care au generat respectivele bunuri. Iertați-mă, sugerați cumva revizuirea Constituției în sensul scoaterii prezumției de dobândire licită a averii? Nu. Prezumția de dobândire licită este un aspect, da. Justificarea averilor este un total alt aspect și asta nu trebuie să inventăm. Cine trebuie să aibă sarcina probei că a fost dobândită averea respectivă? Și care este instituția din Statele Unite mai temută decât FBI-ul și decât poliția? Fiscul. Fiscul. Ok. Exact asta trebuie să facă și fiscul din România, nu să fugărească antreprenori în momentul în care își creează o companie și după o săptămână se trezesc cu 17 controle pe cap. Aia nu este activitate de fisc responsabil a unui stat. Vă mulțumesc. Aș vrea să... Mai vreți să mai spuneți ceva? Sau să trecem la următoarea întrebare? Am o curiozitate, dar păcat că domnul președinte Iohannis nu e aici, că poate și el ar putea să ne explice unele chestiuni care țin de averea dumisale. Atât. Faceți diferența între... Știți, insinuările sunt ok pentru jurnaliști. Noastră sunteți candidat. Vreți să detalia, să spuneți ce anume insinuați? Problema e că nu e de față. Problema că nu e de față. Bine. Bine, pentru că domnul Iohannis nu e de față, o să vă rog pe dumneavoastră, domnule paleolog, o să încep totuși cu domnul Barna, ca să respectăm regulile, că suntem într-o dezbatere reglementată chiar de CNA. Să vă rog pe toți trei să vă puneți, de fapt, în situația în care a fost președintele Klaus Iohannis în iulie 2018, atunci când Curtea Constituțională a decis că președintele este obligat să o demită, să emită un decret de demitere a procurorului șef al DNA, doamna Laura Codruța Chioveși. Vă rog să spuneți ce ați fi făcut dumneavoastră în situația respectivă. Domnule Barna. Eu vreau să cred, ca să fac deschiderea care m-a făcut celebru în dezbateri, eu vreau să cred că dacă aș fi fost președinte, n-aș fi ajuns niciodată în situația aceea, pentru că doamna Dăncilă n-ar fi primit o șansă și România n-ar fi ajuns în situația respectivă. Pentru că președintele a ajuns într-o situație de neieșit, pentru că a permis ca toate situațiile unde existau ieșiri să se întâmple și pentru că le-a ignorat. Ori costul acelor etape ignorate succesiv l-au pus în situația să fie într-un loc fără ieșire. Ori lucrul ăsta nu s-ar fi întâmplat dacă eu aș fi fost președinte, tocmai pentru că n-am fi ajuns acolo. Mi se pare că vă eschivați de la răspuns atâta vreme. Nu mă eschivez deloc. Doamna Dăncilă nu făcea parte din Curtea Constituțională. E o decizie a CCR. Ce ați fi făcut dumneavoastră? Dar s-a ajuns acolo pentru că președintele a permis să avem o guvernare care n-a avut temă decât justiția. Ori sunt foarte convins că nu ajungeam în situația aceea. Foarte simplu. Ok. Deci, încă o dată, Curtea Constituțională se reînnoiește din 3 în 3 ani cu 3 membri, numiți de președinte și cele două camere ale Parlamentului. E vorba de o decizie a Curții Constituționale. Dar... Fără îndoială, numai că decizia Curții Constituționale a venit într-un context politic la care am ajuns și în care nu trebuia să fim. Spuneți că dacă nu era PSD-ul la guvernare, CCR nu ar fi decis că CCR trebuie demisă Chioveși. CCR n-ar fi avut pe masă acea decizie. Despre asta este vorba. E punctul nostru de vedere. În continuare, nu știu cum ați fi acționat analiza în situația aceasta contrafactuală e foarte interesantă, dar în realitate n-am fi avut acea decizie de luat și lucrurile ar fi mers mai bine, exact ce am spus și în prima parte a emisiunii. Da. Gândiți-vă că orice opțiune privind acum
cu excepția unei noi șanse pentru PSD, am fi fost azi într-o situație mult mai bună. O să reformulez întrebarea numai pentru dumneavoastră, domnule Barna. În situația în care veți fi președintele României, iar Curtea Constituțională decide demiterea sau obligarea președintelui de a da un decret de demitere a unui procuror șef de la DIICOT, de la DNA, de unde o fi, ce veți face dumneavoastră? Președintele României trebuie să respecte deciziile Curții Constituționale, dar, repet, aceste decizii se iau întotdeauna într-un context politic. Și în programul de reformă constituțională, de modificare a Constituției, inclusiv depolitizarea Curții Constituționale este o prioritate, pentru că dacă vom continua să avem o Curte Constituțională care este jucător politic și nu arbitru de legalitate în statul român, așa cum îi cere mandatul, vom fi mereu în secvențe de acest gen. Pentru că e inadmisibil să ai ca președinte de Curte Constituțională un fost președinte de Camera, de a Camera Deputaților de la PSD. Adică despre ce vorbim? Despre ce imparțialitate a Curții Constituționale putem vorbi când președintele acestea este un politician care a fost în politică în PSD până cu o zi înainte și nu unul marginal. Să spun, domnule, e un profesor emerit. Vorbim de președinte de Camera de a Deputaților de la PSD. Ok, deci dumneavoastră doriți, răspunsul dumneavoastră la întrebarea ce ați făcut dacă erați în locul lui Iohannis este vom schimba Constituția astfel încât la CCR să nu mai fie foști oameni politici. Am înțeles corect? Să fie oameni care timp de 9 ani să nu fi fost în niciun partid politic, care să aibă o experiență de minim 19 ani, experiență profesională reală, pentru că avem, din păcate, câțiva membri care nu bifează nici măcar experiența profesională formală și a ajuns la Curtea Constituțională tocmai prin numire politică și văd o pondere mai mare dinspre profesie și o pondere, mă rog, jumătate dinspre clasa Bine. Politică. Bine, vă mulțumesc pentru răspuns. Domnul Kelemen Hunor, vă rog. Sloganul meu este respect. Eu aș respecta toate deciziile și respect ca cetățean, aș respecta ca șef al statului toate deciziile Curții Constituționale și acele decizii care îmi plac și acele decizii care nu îmi plac. Altfel nu se poate. Dacă acceptăm că tu, ca președinte, poți să alegi între deciziile Curții Constituționale, unele decizii sunt bune, le respecti, altele nu sunt bune, nu le respecti, distrugem statul român, distrugem acea mică parte ce a mai rămas din încredere și din respect. Aici președintele Iohannis a mers până la zid, când a avut decizia, atunci a respectat decizia și eu aș fi respectat decizia. Nu contează simpatiile personale sau nimic. Când ești șeful statului, trebuie să pui în paranteză și contextul politic și simpatiile personale sau de altă natură. Nu poți să-ți permiți așa ceva. Dacă tu, ca șef al statului, nu respecti Constituția, deciziile constituționale, distrugi tot ce înseamnă încredere în instituțiile statului. Și eu aș fi respectat acea decizie. Vă mulțumesc pentru răspuns, domnule Teodor Paleolog. Sunt de acord că Curtea Constituțională e complet politizată. Și mai e un lucru, e vorba de condițiile pentru numirea la Curtea Constituțională. Da? Trebuie să fie magistrați de nivel de înaltă curte. Nu eludez răspunsul, vreau să vă spun următorul lucru, și anume că aș fi asumat riscul unei suspendări de către majoritatea PSD. Nu mi-aș fi ales această bătălie, dar mi-aș fi ales o bătălie principială în care să risc suspendarea de către majoritatea PSD, conștient fiind că aș fi avut poporul de partea mea. Încă o dată, nu mi-e foarte clar răspunsul. Ați fi făcut ce a făcut Klaus Iohannis? Aș fi asumat riscul unei suspendări înainte ca acest lucru să se întâmple și aș fi încercat, așa cum s-a sugerat și mai înainte, să formez o altă majoritate în Parlament. Lucru care s-a putut acum și nu s-a putut mai demult, pentru că domnul Iohannis a dat noi șanse PSD-ului. Vă mulțumesc. Închidem acest capitol și o să vorbim despre educație. Fiecare dintre dumneavoastră și-a declarat un interes foarte mare pentru acest domeniu. Eu o să asum faptul, dacă doriți să mă contraziceți, sunteți bineveniți, bineînțeles, că sistemul de educație din România în momentul de față este extrem de politizat la nivel de decizie, de numire în special. Și întrebarea mea pentru dumneavoastră este care ar fi soluția. Vă întreb direct, dacă nu sunteți de acord cu această asumție a mea, vă rog să mă contraziceți. Dar vreau să vă întreb direct, în opinia noastră, care ar fi soluția, care ar fi calea pentru depolitizarea sistemului de educație din România? Vă rog, poftiți. Să spun cine sunteți. Domnul Dan Barna, susținut de USR.
Soluția este una pe care, în care noi credem foarte mult și vizează întregul program al Alianței USR Plus, se numește puterea la cetățeni. În cazul educației, înseamnă puterea la școală și la părinți, desființarea și reformarea completă, de fapt, a inspectoratelor școlare, care sunt adevărate centre sinecurale de alocat funcții politice. Ori lucrul acesta nu mai poate să continue. Dacă ne uităm la experiența celorlalte state, Finlanda, de exemplu, care e un model de bună practică, și ei au ajuns la aceeași concluzie, pornind de la observația care e valabilă și în România, că atunci când vine inspecția de la inspectorat, e ziua națională în școală. Ori, de fapt, ziua națională trebuie să fie în fiecare zi și nimeni nu știe mai bine interesul și nevoile unor copii decât profesorii acestora și părinții acestora, adică școala. Consiliul de administrație al școlii este cel mai îndreptățit să aibă puterea de decizie asupra funcționării și asupra numirii directorilor și asupra angajării profesorilor și tot ceea ce înseamnă elementele necesare unui învățământ de calitate. De aceea, soluția de politizare este fix aceasta, puterea la părinți, puterea la profesori, la cei care sunt cei mai aproape de copii, pentru că ei știu mult mai bine nevoile acestora decât un inspector sau un ministru de la București. Deci, dacă am înțeles eu bine, răspunsul noastră este scoaterea inspectoratelor școlare din procesul de numire și... Pot avea doar un rol metodologic de integrare curriculară, eventual, dar nu mai mult de atât. Vă mulțumesc. Domnule Kelemen Hunor. Eu aș începe cu o descentralizare puternică. Inspectoratele ar trebui să ajungă la autoritățile locale, la cele județene, bineînțeles. După aceea trebuie o direcție pentru sistemul nostru de învățământ. Copilul trebuie să fie în centrul sistemului, nu altcineva, copilul. Și interesele copilului, după aceea, bineînțeles, alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare, fiindcă în acest moment noi singuri tăiem copacul de sub noi, în fiecare an găsim pretexte să nu alocăm sumele necesare pentru a susține educația 6%, începând de anul viitor, și pentru investiții, fiindcă avem 1700 de școli care nu au toaletă în interiorul școlii. Despre ce vorbim? Care-i politizarea? Care-i nepolitizarea? Dacă nu reușim să rezolvăm statul român în secolul 21 o chestiune atât de simplă, nu mai avem despre ce să vorbim. Și investiții în infrastructură, investiții în cercetare, în inovare și în modernizarea sistemului. Copilul trebuie să fie în centrul sistemului și părinții, bineînțeles, autoritățile locale, pedagogii, profesorii decid cu o mare flexibilitate. Trebuie să dai flexibilitate profesorilor atât în ceea ce privește predarea materiilor, ritmul și tot ce înseamnă activitatea. Fără chestiuni administrative, profesorul nu trebuie să fie administrator, profesorul trebuie să fie profesor, trebuie să fie pedagog. Deci de aici ar trebui să plecăm. Competitivitate, cunoștințe cu care poți să te duci după aceea pe piața muncii și copilul în centrul sistemului de educație. Întrebarea mea s-a referit la depolitizarea, calea de depolitizare a sistemului concret. Cum să facem să nu mai decidă politicienii cine conduce o școală sau cum sunt numiți profesorii sau cum sunt controlați și așa mai departe? Profesorii nu trebuie controlați. Primul pas... Descentralizare. Duci inspectoratele la nivel local. Nu lași sub autoritatea ministerului și nu trebuie să fie toate deciziile luate de minister. Dar pentru acest lucru trebuie o nouă lege. Pe actuala legislație, pe actualul sistem, nu poți depolitiza, indiferent cine ce spune. Cunoaștem foarte bine sistemul, cunoaștem foarte bine legea, fără o nouă direcție, fără o nouă lege, fără o descentralizare, nu se poate. Cu asta trebuie să începem dacă vorbim de depolitizare. Vă mulțumesc, domnule Teodor Paleologu. Întrebarea e despre depolitizare și am inclus și eu în programul meu desființarea inspectoratelor școlare, cel puțin în forma lor actuală, dar mai este un flagel în învățământul românesc, anume figura rectorului politician. Rectorul deputat, rector senator și așa mai departe. Deci lucrul ăsta trebuie să se termine. Dar cauza profundă, și vreau aici să dau un răspuns liberal la întrebarea dumneavoastră, când nu mă refer la partid, ci ca viziune, eu cred că această politizare canceroasă a învățământului românesc este posibilă pe soclul etatist pe care este construită educația în România. Consider că avem de mult mai multă competiție
în învățământ, de libertate, eu cred în libertate, eu cred că doar prin competiție, doar prin libertate putem avea calitate. Iar aici mă refer, de exemplu, la un detaliu din... Dar știți că demonul stă în detalii, un detaliu din legea învățământului care prevede că 80% din curiculă trebuie să fie decisă de către minister. Nu sunt de acord cu acest lucru, nu sunt de acord de asemenea ca profesorii și mai cu seamă și directorii, evident, de școli să facă atâta administrație. Da? Stau sub mormane și mormane de hârțoage și aracipul și aracisul joacă un rol negativ din acest punct de vedere. Vedeți că și de data asta vorbesc despre problema excesului de reglementare și nevoia de libertate în toate domeniile. O să pun o întrebare oarecum adiacentă acestui domeniu, care mă va ajuta să și trecem la următorul. O să ne imaginăm în situația, de altfel, destul de posibilă în actualitate, în care statul român nu va putea să aloce 2% pentru apărare din constrângeri bugetare și în ciuda unei decizii, pentru că ați invocat, domnule Kelemen, 6% din PIB și toată lumea vorbește despre 6% din PIB pentru educație, guvernul, căci guvernul întocmește proiectul legii bugetului, va trebui să aleagă între a tăia din 6%, prezumtiv, în momentul de față suntem la jumate, 6% pentru educație și 2% pentru apărare. Dumneavoastră, în calitate de președinte al României și partea executivului, ce opinie ați avea într-o astfel de situație? De unde ați tăia mai întâi? Vă rog să răspundeți primul. Eu, dacă ar trebui să aleg pentru anul 2020, aș alege educația. 6% pentru educație și eu cred că dacă ne gândim la viitorul României, la tinerii care au nevoie de educație și de un sistem bun, atunci am mers spre educație. În acest moment, sigur, securitatea națională, apărarea, trebuie să fie o prioritate, dar dacă mai așteaptă un an de zile, nu se întâmplă nicio catastrofă. Nu suntem sub amenințare directă pentru care nu am putea sta un an de zile. Educația trebuie să fie prioritatea numărul 1. Poți să ai o armată performantă, poți să ai armament de ultimă generație dacă țara se golește, dacă oamenii pleacă din țară. Vă mulțumesc pentru răspuns. Domnule Teodor Paleologu. Da, sigur că asta e un răspuns ușor, să spui, da, educația e pe primul loc, evident că e pentru noi toți pe primul loc, dar nu numai în termen de alocări bugetare. Atenție, eu cred că dacă dublăm sau triplăm bugetul și continuăm în felul în care, în care facem până acum, nu o să ajungem nicăieri. Da? Deci trebuie, mai exact, trebuie gândite cu adevărat respectivele creșteri bugetare pentru educație. Eu nu cred că se pot face atât de repede, eu nu cred că se poate dubla la anul. Eu cred într-o creștere progresivă a bugetului, dar bugetul militar este o urgență. Nu te poți apuca să tai, pentru că avem niște angajamente față de partenerii noștri din NATO. Iar legat de bugetul educației, repet, degeaba creștem bugetul dacă nu regândim cu totul sistemul. Vă mulțumesc pentru răspuns, domnule Teodor Paleologu. Domnule Dan Barna. Problema nu e să alegi una sau cealaltă, pentru că nu poți să alegi. Așa am pus-o noi. Știu că așa am pus-o, dar nu asta este perspectiva, pentru că, pe de o parte, avem angajamente. În programul meu vorbesc de 6% obiectiv de mandat, tocmai pentru că, în mod real, până acum am avut undeva spre 3% alocarea pe educație. Este un deziderat, teoretic, fiind în campanie electorală, toți aș putea să spun, da, sigur, de la anul 6% pe educație. Dar realism nu se va întâmpla lucrul ăsta, de asta mi-am și asumat să scriu obiectiv de mandat, pentru că acel 2% înseamnă, de fapt, și oportunitatea și perspectiva unor offset-uri în industria de apărare care să genereze niște beneficii, poate mergem și în zona de politică externă, pentru că e mai mult decât doar un 2%. Acel 2% înseamnă respectarea unui angajament care poate să aducă și să deschide niște oportunități de care România poate să beneficieze și asta îți atrage o dezvoltare economică din care să poți apoi să mergi spre 6% pe educație. Vă mulțumesc, domnul Kelemen Hunor, vrea să vă dea o replică. Eu, ca președinte al României, aș face un angajament față de cetățeni, față de tineri, față de viitorul României și eu cred că asta ar fi opțiunea cea mai corectă. Educație. Spun în continuare, educație. Sigur, offset-urile sunt importante în industria de armament, sunt importante în investiția în această zonă, dar eu cred că angajamentul tău, în primul rând, trebuie să fie față de viitorul țării.
Vă rog, scuze, domnul Teodor Paleologu. Securitatea este angajamentul președintelui față de cetățenii țării. Face parte din jurământ, de-al minteri. Aș vrea să duc mai departe exact, să prelungesc de fapt această dezbatere, doar ca să fac un rezumat. Domnul Kelemen Hunor susține că trebuie imediat să alocăm 6% din PIB pentru educație, am înțeles corect, da? Așa? Iar domnii Barna și Paleologu spun că acest lucru este un obiectiv, dar nu se poate trece în mod concret, chiar imediat, de la 3% la 6%. Aș vrea să amintesc pentru ascultătorii noștri că s-a încercat un astfel de pact pentru educație, dacă nu mă înșel, în 2007. Banii au fost alocați, dar sistemul n-a avut capacitatea de a construi în continuare. Avem și astăzi toalete în curte, așa cum spuneați, domnule Kelemen Hunor, deși un an de zile România a avut o astfel de alocare de 6% din PIB, care nu s-a cheltuit. Pur și simplu. Nu s-au putut. Dar o să merg mai departe în această dezbatere cu dumneavoastră, trecând în politica externă, pentru că deja de 2 ani, da? Sunt 2 ani, dacă nu chiar 3, de când ăsta ar trebui să fie al treilea, de când România alocă 2% din PIB pentru armată, incluzând aici și achizițiile militare americane în special, și totuși, de curând, Poloniei, iar nu României, au fost ridicate vizele de către Statele Unite. Aș vrea să vă referiți la o problemă mai largă și întrebarea mea sună așa. În calitate de viitor președinte al României, ce credeți că ar fi de făcut pentru ca țara noastră să atingă performanța Poloniei, căreia americanii i-au ridicat vizele, sau a Bulgariei, căreia îi se prefigurează intrarea în spațiul Schengen, nemai având monitorizare MCV? Cred că domnul Barna este cel care trebuie să răspundă primul. Dacă trebuie, nu trebuie, răspund eu primul. Vă rog. Îmi cer scuze, domnul Teodor Paleologu, să respectăm regula. E vina mea. Păi, legat de vize, cred că e o chestiune foarte mult legată de credibilitatea externă a României. Partea proastă e că în ultimii ani prestigiul internațional al României a fost ruinat. Evident, guvernul PSD are o responsabilitate considerabilă din acest punct de vedere, dar nu numai. Dar evident că vina principală revine guvernului PSD. Eu cred că e în primul rând o chestiune de credibilitate internațională a României, care nu se schimbă de pe o zi pe alta. Ia un efort major din partea României și cred că președintele poate juca un rol foarte important în recredibilizarea internațională a României, dar cred că aici ar trebui, poate pentru o întrebare viitoare, să detaliem puțin lucrul ăsta, că ar lua prea mult timp acum să vorbesc despre exact ce trebuie făcut cu Ministerul de Externe, cu concursurile din Ministerul de Externe, cu numirile de ambasadori, cu modul în care se implică președintele, cu angajamentele României, cu parteneriatele strategice. E mult de... O fi mult, dar eu o să insist totuși pe un răspuns la această întrebare și vă întreb încă o dată așa, de ce dacă România cumpără rachete Patriot și HIMARS, pe care dă niște miliarde, despre asta. De ce Poloniei s-au ridicat vize? Pentru că nu e vorba doar despre asta, adică ideea că plătim ca să intrăm e greșită. Nu așa funcționează, e vorba de credibilitatea internațională a României, de credibilitatea României ca partener din multe puncte de vedere. Nu e vorba doar de bugetul alocat apărării și nu e vorba doar de faptul că într-un fel ne-am cumpărat intrarea într-un club. Nu e vorba despre asta. E vorba despre societatea românească, despre credibilitatea diplomatică a României. Lucrurile astea sunt văzute cumva împreună. Nu putem izola achiziția de armament de restul aspectelor care sunt luate în calcul. Vă mulțumesc pentru răspuns. Înțeleg de la dumneavoastră că, de fapt, o schimbare în general a politicii externe, incluzând o restructurare a Ministerului de Externe, ne-ar duce mai aproape. Vedeți că trebuie să vorbiți în microfon orice spuneți, da? Bine. Domnul Dan Barna. Eu sunt surprins că domnul Paleologu, care ne-a spus că este un diplomat de carieră, nu vede soluția și problema reală pe care România, exact în relația cu Statele Unite, este refuzul statului român de a utiliza diaspora pe care o avem acolo. Avem români în instituții americane de top, avem români la rezerva de stat, avem români la departamentul de stat, avem români în congres, care sunt pe lângă congresmenii americani. Ori succesul Poloniei, succesul Ungariei în Statele Unite se datorează fix implicării diasporei lor
foarte active și foarte dinamice. În momentul de față, cei mai buni ambasadori ai României în, în Statele Unite sunt câțiva foști ambasadori americani la București. Pentru că noi refuzăm ca politică să ne folosim diaspora, să ne folosim această resursă extraordinară pe care o avem ca stat. Și dacă vrem să se schimbe atitudinea administrației americane față de noi, sigur, președintele ajută și trebuie să aibă un rol de să fie o persoană credibilă, să fie o persoană deschisă și activă și prezentă. Dar dincolo de asta, ca stat, contezi în Statele Unite în special, dacă în instituțiile americane, oamenii, foștii cetățeni care acum sunt diaspora românească, sunt implicați și în deplasarea de la forumul CEPA și în deplasarea din Statele Unite pe care am avut-o și la Washington și la New York, întâlnindu-mă cu românii din diaspora, mi-au spus exact lucrul acesta. Nu simțim că România ne voiește. Nu simțim că, deși am reușit, mulți dintre ei sunt persoane de top mondial în domeniile lor, noi nu contăm pentru România. Oricât timp nu vom face lucrul acesta, așteptarea că un ambasador performant sau un președinte care face o vizită odată la 3 ani poate să schimbe percepția, e una naivă. În realitate, construcția percepției într-un stat ca America se face fix la nivelul fiecărui cabinet de congresmen. Aceasta este soluția reală, strict pe cazul Statele Unite vis-a-vis Weaver. Când vorbim de Bulgaria și de MCV și de Schengen, din păcate sunt legate. N-ar trebui să fie, dar nu o să intrăm în Schengen până nu rezolvăm problema MCV și până nu o să avem un guvern responsabil care să-și asume și un parlament. De asta spun că alegerile anticipate sunt soluția și un parlament care, într-adevăr, să adopte acele reglementări necesare pentru a scăpa de acest MCV, de care rămânem, iată, singurii beneficiari, între ghilimele. Vă mulțumesc, vă avertizez, domnule Barna, că mai aveți 8 minute și sunteți campion, adică aveți mai aveți o rezervă de timp mai mică decât contracandidații noastre, domnul paleologul vrea, da, să vă observ că vizita domnului Barna la Washington a fost un crash course, un curs scurt de politică externă și a descoperit acolo că diaspora le rezolvă pe toate. Evident că diaspora este esențială într-o diplomație responsabilă. Evident, este de la sine înțeles și eu am lucrat cu diaspora din Danemarca atunci când am fost ambasador. Domnule Kelemen. Haideți să începem cu Schengen, că e mai aproape și ne doare mai mult. Președintele în Consiliu are posibilitatea de a convinge pe cei care în acest moment opun și se opun intrării noastre în spațiul Schengen să fie de acord. Fiindcă acolo deciziile sunt luate prin consens și au interese și cei care în acest moment ne blochează. Fiindcă noi trebuie să fim conștienți. Am îndeplinit criteriile tehnice. Tot ce este pretext peste criterii tehnice înseamnă dubla măsură. Un stat nu poate accepta până la nesfârșit că îndeplinește criteriile tehnice și este ținut undeva pe diferite pretexte, MCV sau orice altceva. Sunt și alte chestiuni, poate, despre care nu prea se vorbește și nu intră în spațiul Schengen. Pierdem bani, pierdem nervi și suntem considerați un stat de mâna a doua. Deci, ca și președinte, nu accepți. În Consiliu se poate discuta. Se poate discuta tete-a-tet, se poate discuta într-un format mai mare. Deci Schengenul se poate rezolva foarte repede, zic eu, dacă pui în față tot ce înseamnă interesul statului pe până care... Până să răspundeți la Polonia, aș vrea să insist un pic pe ceea ce spuneți noastră și pentru ascultătorii noștri. Spațiul Schengen înseamnă un spațiu în care țările membre se simt securizate cu granițele lor. Dumneavoastră, când dacă treceți în Ungaria, că ați zis că e mai aproape și sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să prezentați acolo actele la graniță. Dar în același timp, puteți să-i dați o șpagă vameșului, cum au avut foarte multe cazuri în România. Este o chestiune care ține de MCV sau nu e o chestiune care ține de MCV? E un pretext, cum a spus dumneavoastră. Nu trebuie să dai nicio șpagă, fiindcă este un control de rutină și nicio șpagă nu trebuie să dai. Securizarea frontierelor e o problemă reală în România. Este o problemă reală, dar noi criteriile tehnice le-am îndeplinit încă din 2013, nu de ieri, nu de alaltă ieri. Vă referiți la securizarea frontierelor? Da, absolut. Frontierele externe ale Uniunii Europene. La achiziția de echipament care urmărește frontiera, dar încă o dată, exact, de atunci exact, am avut nenumărate exact, cazuri de corupție ale vameșilor. Oamenii aia s-au convins că frontiera României nu e securizată. Granița externă a Uniunii Europene nu este la granița cu Ungaria. Este un pic mai încolo. Și acolo avem granița securizată, avem criteriile tehnice îndeplinite. De aceea eu cred că noi nu putem accepta și nu trebuie să acceptăm că permanent se găsesc pretexte. Asta este pe spațiul Schengen. Legat de vizele pentru Statele Unite, nici eu nu cred că trebuie să fim comercianți proști și să credem că dacă plătim noi trebuie, pentru armament, trebuie să primim
ridicarea vizelor. Nu, nu este o abordare corectă, nu este o abordare și nu așa funcționează relațiile nici bilaterale și nu așa funcționează Statele Unite. Trebuie diplomație foarte, foarte eficientă, trebuie un lobby în afara diplomației, în Congres, fiindcă acolo se face și acolo se dă decizia, acolo se votează și trebuie să crești credibilitatea prin politică internă foarte, foarte coerentă. Nu trebuie să bați joc, de exemplu, de investitorii americani. Vă mulțumesc pentru răspuns. Următoarea întrebare a fost trimisă de Asociația Greenpeace România, care dorește să facă următorul enunț și următoarea întrebare. Țara noastră are deficit de păduri în momentul de față, cel puțin față de media Uniunii Europene. E vorba de o suprafață de 29% față de 32%. Economia României și multe comunități locale depind de păduri. Peste 3,5 milioane de gospodării depind de lemnul de foc, iar peste 300.000 de persoane lucrează în sectorul forestier sau în sectoare conexe. Întrebarea este următoarea. Care sunt acele măsuri concrete pe care le veți promova din postura de viitor președinte al României pentru combaterea tăierilor ilegale de pădure și a violențelor la care s-a ajuns pentru apărarea acestora? Domnule Teodor Paleologu. Așa va veni rândul. E a doua oară când vă... Da, nu-i nicio problemă. Putem începe cu Dan Barna. E în regulă. Sunteți de acord, domnule Barna? Vă rog. Bineînțeles. Subiectul acesta al terorilor ilegale din pădurile României pare că e așa un ghinion cu care România s-a pricopsit și nu mai scapă de el. Dar asta s-a întâmplat pentru că subiectul a fost ignorat. Subiectul a fost ignorat și am privit și tăierea pădurilor ca pe un fenomen așa în România. N-ai ce să faci. Se fură și vezi mii de tiri. Adică sunt imagini cu oameni care și-au pus camere de filmat pe casă, trec mii de tiruri prin fața între 3 noaptea și 5 dimineața, sute de tiruri zilnic și totul e privit ca o fatalitate. Or, am în programul meu explicit lucrul acesta, subiectul pădurilor trebuie să devină o temă majoră pentru România, un subiect al CSAT. Măsurile sunt foarte clare. Pe de o parte, sunt măsurile care privesc reîntoarcerea ceea ce a existat în guvernarea acelor mecanismele prin care cetățenii pot sesiza acel radar al pădurilor, care a funcționat foarte bine și a fost una dintre prioritățile PSD, imediat ce avem la guvernare, să strice softul brusc, ceea ce arată interesul lor de a susține acest furt, pentru că ceea ce se întâmplă în România nu e cetățeanul care pleacă cu căruță de lemne ca să aibă lemne de iarnă. Este un furt industrial supravegheat de autorități ale statului și cunoscut de autorități ale statului. Am fost la Moldovița, în Suceava, și am văzut acolo, știți cum arată cimitirul elefanților sau cimitirul dinozaurilor? Exact așa era un cimitir de rădăcini de arbori, într-o groapă uriașă, într-o vale, într-o văgăună, un cimitir de rădăcini ca să se ascundă, de fapt, tăierea unor arbori perfect sănătoși, tăierea ilegală. Ori toate lucrurile acestea, măsurile pe care poate să le ia un președinte, pentru că, într-adevăr, un președinte nu toarnă asfalt pe autostradă, un președinte nu se duce cu pușca pe umăr să păzească pădurea, numai că nu mai suntem acolo. În realitate există supraveghere prin satelit și mecanismul trebuie pornit și pentru că există deja, există funcționalitatea aceasta, există supravegherea cu drone și toate mecanismele acestea pe care un președinte trebuie să le ceară guvernului ca măsuri active tocmai în blocarea și reducerea acestui fur de pădure, pentru că altfel rămânem în logica în care privim cum dispar pădurile de pe deal și le spunem copiilor că n-am fost atenți, că am avut ghinion. Vă mulțumesc pentru răspuns. Domnule Kelemen Hunor. Cea mai eficientă modalitate ar fi, și eu aș opta pentru acest lucru, optez pentru așa ceva, stoparea, interzicerea tăierii pentru scopuri economice pentru 10 ani de zile, cum au făcut și alte state. Și atunci nu mai ai probleme de nicio natură și trebuie să găsești alternative pentru acele câteva sute sau câteva mii de locuri de muncă și pentru acest lucru. Ce înseamnă pentru scopuri economice? Pentru industria mare. Și pentru industria mobilă, de exemplu? Și industria mobilă și industria, tot ce înseamnă Schweighofer și celelalte... Deci 10 ani să nu se mai taie lemn decât exact, pentru încălzirea populației. Pentru încălzirea populației și pentru a gestiona pădurea, fiindcă acolo sunt și alte chestiuni. Când ai observat că sunt probleme de boală, de dăunători, atunci trebuie să intervii, dar asta știu specialiștii. Și un program de împădurire. Altfel ne vom învârti în jurul problemei și nu vom rezolva. Eu aș opta pentru acest lucru, știu că este o chestiune absolut radicală, este controversată, dar dacă vrem să oprim
tăierea ilegală și tot ce înseamnă distrugerea masei forestiere pentru un deceniu, pentru 10 ani, cred că ar fi cea mai bună soluție. Să tăiem lemn numai pentru încălzire, lemn de foc. Da, pentru populație, pentru încălzire și întreținerea pădurilor și program de împădurire, fiindcă trebuie să vorbim și despre acest lucru. Să rămânem puțin la partea asta cu lemnul de foc. Știți că un procent destul de mare din lemnul tăiat în România ajunge ca lemn de foc în Ungaria? Nu, trebuie să ajungă în ca România, de lemn de foc. Deci nu, nici export, deci eu spun stop export, de lemn de foc, masă brută și stop exploatarea industrială. Dar regulile Uniunii Europene ne interzic să interzicem tăierea doar pentru România, adică să lăsăm exploatarea lemnului de foc doar în România și să interzicem exportul în Ungaria. Se poate, nu e nicio problemă, au făcut și austriecii și nu s-a prăbușit nici Austria. Ca măsură temporară, da. De temporară, bineînțeles. 10 ani nu înseamnă temporară. Ba da, de ce? Este temporară, nu este... Temporară înseamnă un an sau doi, dar pentru anumite situații se poate invoca sunt de acord cu noastră. Eu m-aș duce pentru 10 ani, pentru un deceniu, ca să reușim să stopăm, ca să reușim să clarificăm, ca să reușim să oprim tot ce se întâmplă, s-a întâmplat în 30 de ani. Altfel, am impresia că nu putem. Doar pentru știința noastră vă spun așa, că industria mobilei din România în momentul de față produce, cred, câteva procente din PIB la cifra de afaceri pe care o are, în special în export, iar oprirea tăierilor pentru industrie, ele nu ocupă mult, deci tăierile de pădure pentru industria mobilă înseamnă destul de puțin. Iar industria mobilei reprezintă chiar un model de dezvoltare pe export, doar să știți acest lucru. E interesant ceea ce spuneți, dar poate dacă am interzice exportul, n-am omorât industria lucru. Mobilei. Nu trebuie să omori industria mobilei, poți să importi din lemn. China, sigur. Nu din China, poți să importi din altă parte, nu trebuie să te duci până în China. Știți și dumneavoastră foarte bine. Și acum, în industria mobilei, se lucrează foarte mult cu lemn din Ucraina, din Belarus și din alte țări. Știți foarte bine acest lucru. Eu cunosc exact ce înseamnă industria mobilei, fiindcă vin dintr-o zonă unde există foarte multe fabrici și se poate găsi surse alternative dacă dorești. Și poți să crești PIB-ul în alte zone. Domnul în IT, Barna, de exemplu. În IT poți să ajungi de la 6% la 10%. Dacă ești deștept. Domnul Barna dorește să vă dea o replică înainte de asta, să-l avertizez că e la jumătate cu timpul rămas față de... Foarte explicit. Eu asta consider un scenariu nerealist în care înlocuiești o criză, rezolvi o criză printr-o altă criză. O interzicere totală a exploatării de lemn în România, cu excepția celor de foc, ar însemna să aruncăm niște comunități într-o criză pentru care nu avem soluții. Ideea că vom găsi soluții alternative, unde a găsit până acum România soluții alternative reale? Exploatarea rațională și reîmpădurile sunt răspunsul corect și blocarea furtului de lemn, tăierilor ilegale. Aceea este problema reală a României. Nu faptul că există o industrie mobilă performantă, zic eu, care contribuie, cum bine ați spus, la PIB. Ideea că omorâm niște industrie ca să rezolvăm o problemă pe care o avem cu furtul de lemn, este, din punctul meu de vedere, nerealistă. Mulțumesc. Domnul Chelemea dorește să vă răspundă. Da, nu este deloc nerealistă o astfel de soluție, fiindcă poți să aduci lemn din import, nu e o problemă, dar să pui cetățenii să rezolve, să faci din cetățeni denunțători, să dai cetățenilor, ce ziceați mai înainte, domnul Barna, să meargă și să rezolve. Asta e soluția de fond. Vorbiți pe rând, vă rog. Acest lucru înseamnă că, într-adevăr, nu cunoașteți realitatea din societate, nu cunoașteți realitatea din acele zone unde, într-adevăr, sunt probleme cu... Și, apropo de guvernul Cioloș, haideți să nu vorbim de guvernul Cioloș, fiindcă ajungem la probleme mult mai serioase legate de păduri și de tot ce a însemnat deciziile luate de guvernul Cioloș. Nu acolo trebuie să umblăm cu măsurile, ci acolo unde un stat poate să intervină. Sunt anumite momente când trebuie să intervii brutal. Când vorbim de păduri, trebuie să intervii brutal. Întrebarea, aici aș avea o întrebare pentru dumneavoastră. De ce nu v-ați gândit la interzicerea exportului? Exportului în general. De cherestea, de mai puțin de mobilă, bineînțeles. Că acolo chiar e reglementare UE, chiar se poate acest lucru. Cum de v-ați gândit la interzicerea, adică și la distrugerea unor industrii prelucrătoare, unde și așa nu stăm bine în România? Sunt curios. Nu, cred că va fi soluția cea mai bună, fiindcă și în acest moment
Exportul, nu exportul de mobilă e o problemă și nu industria de mobilă. Sigur. Deci celelalte industrie unde lemnul este făcut în niște produse semi-finalizate și nu numai cherestea, da? Și alte produse și exportă în cantitate foarte mare în toată lumea, peste tot. Asta este problema. Ok, vă mulțumesc pentru răspuns. Domnul Teodor Paleologu. Am rămas la urmă. Da, eu cred că exportul de mobilă ne aduce mai mult și înseamnă mai puțin lemn tăiat. Deci nu sunt de acord cu domnul Kelemen Hunor. Văd că e foarte radical în opțiunea sa. Mă rog, când era Vereș Toiati la important în UDMR, nu era la fel de... mă rog, poziția lui Vereș era diferită. Acum vreau să relev faptul că e o mare problemă de corupție. Iarăși, ajungem la corupție, la problema corupției, la problema combaterii corupției. Vedeți că am revenit la acest problem și evident sunt absolut de acord cu ce s-a spus despre program de reîmpădurire. Categoric este o opțiune pe care o avem și din fonduri europene, fără doar ce poate. Vă rog. Musa este să dau o replică colegului și prietenului meu, Toader Paleologu. Ok, e o legendă urbană că Vereș Toi să se odihnească în pace a tăiat pădurile. Nu este adevărat. Dar e realitate? Că îi se spunea drujba lui Dumnezeu, asta e o Nu, e legendă urbană. Dar e un om care nu mai este printre noi și eu nu vreau să-l întreb pe domnul Paleologu de... Petrov, care este dar printre noi. N-are legătură. N-are legătură una cu alta. Eu n-am zis nimic de domnul Kelemen Hunor. Nu avea nicio legătură Vreșteu cu dânsul. Doar invocam faptul că legenda urbană legată de Verești, o fi legendă urbană, spune acest lucru. E bine că domnul Kelemen clarifică asemenea lucruri. Este doar o legendă urbană. Vă rog să mai răspundeți la o întrebare legată de Organizarea Generală a României pe termen lung. Este vorba de reorganizare administrativă. Este o întrebare venită de la ascultătorii Europa FM. Vă întreb, ați fi pentru sau împotriva unei reorganizări administrative a României, constând în gruparea mai multor județe într-unul singur și sau comasarea mai multor localități mici între ele sau cu localități mai mari? Rugămintea mea la dumneavoastră este să nu vă lungiți foarte mult cu răspunsul, pentru că ne apropiem de finalul acestei dezbateri, pe care oricum probabil că o să o prelungim, dar mai avem puncte importante de atins pe care n-aș vrea să le sărim. Domnul Kelemen Hunor, cred că trebuie să răspundă primul. Da, eu sunt pentru o reformă administrativă, fiindcă nu putem sta cu reforma din 68, din perioada lui Ceaușescu. Sunt pentru a reorganiza județele. Avem nevoie de unități administrative mai coerente, mai mari, dar și regiunile de dezvoltare trebuie regândite. Avem nevoie de regiuni mai bune, mai coerente, 15-16 regiuni. Noi am depus și un proiect de lege pentru acest lucru și sunt de acord să regândim și tot ce înseamnă unitățile administrative teritoriale mai mici, comunele. Comune. Dar aici nu poți să mergi automat, mecanic, fiindcă trebuie să ții și cont și de zona geografică. De exemplu, sunt zone unde dacă tu vrei să formezi o comună cu 5.000 de locuitori, trebuie să aduci sate de la 40-50 de kilometri și în condițiile noastre actuale de infrastructură și tot ce înseamnă administrație, nu se poate. Și sunt alte zone unde se poate face. Trebuie nuanțat, trebuie echilibrat, dar trebuie regândită toată administrația românească, inclusiv organizarea teritorială a județelor și a unităților administrative. Da. Fără a fi în mod necesar grupate județele cu etnici maghiari într-o singură regiune. Bun, aici e o, și este o întrebare firească. Pentru că a mai fost în 2013 această dezbatere. Este o întrebare firească. România, dincolo de bunul simț, a mai semnat câteva tratate care spun că prin reforma administrativă nu poți să schimbi raportul etnic într-o zonă administrativă. România și-a asumat acest lucru prin tratate internaționale ratificate în Parlamentul României și trebuie să ții cont, trebuie să respecti tratatele semnate. Atâta este răspunsul la această întrebare. Se poate găsi soluții în așa fel încât să respecti și tratatele și să ai și unități administrative mai performante. Dacă dorește cineva să-i dea o replică, de fapt e rândul dumneavoastră, domnule Paleologu.
comasarea comunelor, categoric da, pentru că în foarte multe cazuri nu își pot permite plata salariilor, da? E evident acest lucru. Pe de altă parte, avem modelul francez de regrupare în jurul unor regiuni, da? Județele, nu departamentele în Franța, județele la noi, pot să nu fie desființate, dar pot fi adunate în regiuni care să acceseze direct fonduri europene, să aibă anumite facilități la nivel regional, aeroporturi, spitale și așa mai departe. Și atunci care ar mai fi sensul regionalizării? Să mai creăm încă o structură politică cu șef, șefuț și așa mai departe pe acolo? Reduci la județ? Da, e o posibilitate. Asta mai e un lucru. Sunt unele lucruri, unele măsuri care trebuie să avem pentru care trebuie să avem în vedere direcția, dar să nu pretindem noi candidați la președinție și eventual președinți să decidem tot. Da, nu e, direcția într-adevăr e asta. E clar că e nevoie să comasăm comune pentru că nu mai pot exista. Pur și simplu nu-și pot plăti salariile. În ceea ce privește județele, problema este că la nivel regional e mai eficient în atragerea de fonduri europene. Și e nevoie de o coordonare regională. Acum, cât desființăm județele sau nu, asta e o altă chestiune. Și nu cred că președintele trebuie să dea indicații prețioase, să fie un nou Ceaușescu, da, care a creat județele în forma actuală și acum vine un nou Ceaușescu care să le desființeze. Dar direcția e clar că avem nevoie de coordonare regională. Bine, am vrut, sensul întrebării mele a fost aceea în care președintele este mediator între puterile statului și între stat și societate și o astfel de dezbatere probabil că va avea nevoie de medierea președintelui. E foarte importantă, e extrem de importantă. Bine, vă mulțumesc. Domnule Dan Barna? Mai am puțin timp, da. Clar, da. Dacă vorbim de o Românie care se modernizează, trebuie să acceptăm că județele pe care le are România sunt un mecanism care nu mai funcționează. E foarte simplu. Dacă avem ADR-le, am încercat principiul acesta, hai să facem niște regiuni adunând niște județe ca să păstrăm funcții pentru toată lumea. N-am performat, pentru că în realitate, și dacă ne uităm la Polonia, asta vedem, trebuie să facem o reformă administrativă profundă și la nivel de județ, la nivel de comune, evident, acolo nu cred că e nicio discuție. Deci da, fără niciun echivoc. Vă mulțumesc. Următoarea întrebare va fi adresată de fiecare dintre dumneavoastră, unuia singur dintre ceilalți doi contracandidați. Deci puteți să adresați, dacă doriți, puteți să renunțați la acest lucru. Este o centrare de prietenie, să-i spunem așa. Cele două minute pe care le acordăm nu vor fi cronometrate, vor fi în afara timpului pe care îl vedeți acolo pe ecran, dar vă rog, nu depășiți două minute. Domnule Teodor Paleologu, vă rog să, dacă doriți, să adresați o întrebare, oricare, unuia dintre cei doi contracandidații dumneavoastră. Și cum? Adresăm după aia și celuilalt, sau cum? Nu, doar unuia singur. Unuia singur? Da. Acum unuia singur? Dacă sau nu sunteți pregătit... Ba nu, sunt pregătit, cum să nu? Sunt pregătit pentru amândoi. Am o întrebare pentru domnul Barna legată de secretizarea contractelor, anonimizarea contractelor și, mă rog, contractele pe fonduri europene. E o întrebare doar, nu, clar nu e nicio acuzație din partea mea. Tocmai era domnul Ghinea ministru și cum e cu treaba asta? Nu vreau un răspuns legat de legalitate, ci aș vrea mai degrabă un răspuns legat de moralitatea acestui lucru, ținând cont de faptul că domnul ministru Ghinea este europarlamentar și, mă rog, nu știu dacă cum se prezintă lucrul ăsta din punct de vedere etic, politic și față de colegii din USR. Vă este clară întrebarea, domnule Barna? Da, foarte clară. Vă rog să răspundeți. Perioada în care eu am fost secretar de stat la Ministerul Fondurilor și Cristian Ghinea a fost ministru a fost tocmai perioada în care, printr-o luptă teribilă pe care am avut-o cu sistemul, am reușit să desecretizăm complet arhiva Ministerului Fondurilor, tocmai pentru a fi transparent și vizibil pentru toată lumea, toate contractele și tot ceea ce s-a întâmplat pe fondurile europene în România. Pentru că eu sunt un om care crede în transparență. În interviu cu cei de la Rice, în momentul în care le-am stat la dispoziție și ne-am discutat de oră, am aflat că o parte dintre contractele mele se aflau printre multe altele
câmpuri care fuseseră secretizate de cei din minister, tocmai pentru că spuneau că se încalcă niște prevederi legate de protecția datelor. Habar n-am avut de lucru acesta, ei mi-au spus și au înregistrare live și audio pentru ceea ce vă spun. Deci nu văd care au fost motivele, probabil că au fost motive legate de legalitate. Noi am luptat foarte mult cu juridicul din minister ca informațiile să fie date cât mai mult posibil și cât mai multe dintre ele. Deci din această perspectivă n-am niciun fel de problemă de moralitate, pentru că am făcut mult mai mult decât a făcut vreodată un politician în acest sistem. Iar în ceea ce privește transparența lor, guvernarea PSD care a urmat a transmis complet și jurnaliștii de la RISE au în realitate nu doar acele contracte, au tot dosarul rambursării mele, pentru că le-a fost transmis de către PSD pe 544 sau prin oameni de bine, cum ne-am spus, ceea ce din nou nu cred că este vreo problemă. Sunt deschis, oricare dintre contracte e în spațiu public, jurnaliștii din ancheta respectivă aveau acele informații complete, nesecretizate. Faptul că s-a speculat că au primit de la minister și au găsit niște câmpuri care nu erau doar ale contractelor mele, repet, a fost și asta mi-au spus ei, pentru că nu știu de ce s-au secretizat și acele informații, pare că țineau de CNP-uri și de PFA-uri care erau tot pe regim de CNP. Asta e ceea ce am aflat și eu ulterior, inclusiv de la cei din PSD care sunt acum în minister. Sunteți mulțumit de răspuns, deci, domnule Paleologu? Da, vă cred, deci nu e vorba despre asta, dar n-ar fi mai bine să cereți cumva desecretizarea lor, ca să nu mai există speculații, tocmai din acest motiv. S-a întâmplat deja lucrul acesta. Jurnaliștii au complet întregul dosar, cu tot cu rambursări, până la bilete de autobuz. Deci nu mai este nicio taină. Domnule Dan Barna, vă rog să adresați unuia dintre contracandidații dumneavoastră o întrebare. Da. Este o condiție să adresez unuia dintre contracandidații prezenți? Având în vedere faptul că absenții nu ne pot răspunde, ar fi mai interesant, zic eu. Ok, atunci pot să adresez una și unui contracandidat absent și una unui celui prezent. O să puteți face asta la finalul acestei dezbateri, când o să vă dau posibilitatea să dați un mesaj la liber. Dacă vreți să adresați, dacă nu, e dreptul noastră să renunțați la acest lucru. În regulă. Atunci o să adresez o întrebare domnului Paleologu și este una foarte simplă. Cu cine veți vota în turul 2? Cu mine, evident. Nu, eu întrebam serios, în cazul în care n-ați... Serios, foarte serios. În cazul în care n-ați ajunge în turul... Hai să circumstanțez atunci. În cazul în care nu veți ajunge în turul 2, cu cine veți vota? Este o ipoteză pe care nu o iau în calcul, domnule Barna. Dumneavoastră vreți să acreditați ideea că... Luăm scenariul acesta ipotetic. Da, dumneavoastră acreditați ideea că sunteți cumva... desemnat, nu știu, cumva prin drept divin, ca fiind finalist cu domnul Iohannis. Nimic nu e mai puțin sigur, domnule Barna, și nu se pune această problemă deocamdată. Să vedem ce vor decide cetățenii pe 10 noiembrie și după aia vă voi răspunde. Am înțeles, eu doar întrebam, lăsându-le evident cetățenilor libertatea pe care o au de a alege cine va fi în turul 2, evocați toate variantele. În această ipoteză eram curios cu cine veți vota în turul 2. Toate variantele. Puteți de la Iohannis, diaconul Dăncilă, paleologul Barna și așa mai departe. Sunt foarte multe variante posibile. Nu mă excludeți nici pe mine, domnul Barna. Scuze, domnule Kelemen, Hunor, aveți perfectă dreptate. Între Iohannis și Dan Barna, pe cine veți vota? Eu cred că este o ipoteză fantezistă. Deci nu vreți să răspundeți la întrebare, de fapt. E dreptul noastră să nu răspundeți. Nu, vreau să spun că este o ipoteză fantezistă și domnul Barna vrea să acrediteze ideea. Nu așa fantezistă. În spate este dorința de a acredita ideea că un tur 2 fără PSD înseamnă automat Dan Barna. Așa dar, ceva nu e just. Dar între Iohannis și diaconul, pe cine ați votat? Am declarat în repetate rânduri, dar aici nu e vorba de... nu răspund la această întrebare ipotetică, vă spun altceva. Că dintotdeauna, de când am drept de vot, din 92 până acum, întotdeauna am votat împotriva FSN, PDSR, PSD și așa mai departe. Linia mea clar antipesedistă este veche de tot. Eu nu sunt un om nou. De 30 de ani am această opțiune foarte clară anti-PSD. Vă mulțumesc, domnule Kelemen Hunor. Am citit programul domnului Dan Barna și pe mine m-a uimit reforma
constituțională în sensul de a crește prerogativele președintelui. Am înțeles că vreți să fiți șeful statului, șeful cetățenilor, șeful parlamentului, șeful guvernului. De ce vă e așa drag modelul lui Putin? Nu este nici pe departe modelul lui Putin. Este o reformă prin care eu consider că șeful statului, tocmai pentru că este ales direct de către cetățeni, trebuie să poată să fie arbitru crizelor politice din statul român, pentru că altfel rămânem în aceeași logică pe care am experimentat-o de 30 de ani cu această abordare larg parlamentaristă, care în realitate nu a făcut decât să ne ducă la crize permanente și la un permanent fight de care de foarte puțini ori au beneficiat cetățenii României. Este nevoie de o perspectivă de leadership a acestei țări. Este nevoie de o variantă de dezvoltare în care președintele să poată, tocmai în baza votului cetățenilor, ca în situație de criză politică, nu tot timpul și doar o dată pe mandat, deci nu e un exercițiu în care dizolvă parlamente pentru distracție, dar când ai o criză, gândiți-vă, hai să o luăm simplu, cât de simplu ar fi fost ca astăzi să avem alegeri după ce am scăpat de guvernarea Dăncilă. Alegeri anticipate, aveam un nou parlament, puteam să începem să facem acele reforme de care România are atât de disperată nevoie. Puteam să punem fără penal în funcții publice în Constituție, puteam să avem primari în două tururi și oamenii să aleagă după aia iunie pe bună dreptate și pe reprezentativitate. Ar fi fost foarte simplu. Despre asta vorbesc în reforma constituțională și trebuie să facem modificările acestea. Pentru că deocamdată doar vorbim despre ele de 30 de ani. Vă mulțumesc. Mai avem câte o întrebare. Ne-am întins foarte mult, am depășit spațiul alocat acestei emisiuni. Eu nu sunt extrem de, când e vorba de dialog, sunt extrem de generos. Păstrăm echilibru acolo între spațiul fiecăruia. Mai facem și mâine. Mai facem și mâine. Dacă vă calificați în turul 2, mai facem și săptămâna viitoare. Absolut. Confirm deja. Aș vrea să vă rog să răspundeți, dacă se poate scurt, dacă nu, totuși nu vă grăbiți, la un set de întrebări personalizate, fiecare, pentru fiecare dintre dumneavoastră, de către redacția Europa FM. Pot să încep cu domnul Hunor? Se poate, domnule Hunor? Cum doriți, domnul Kelemen. Moise. Kelemen. Domnul Guran. Cer scuze. Hunor, am scris și aici chiar. Între ianuarie 2016 și octombrie 2019, sub conducerea noastră, UDMR a susținut în Parlament guvernele dirijate de Liviu Dragnea, dar a participat în mod activ prin prezența în Comisia Iordache și prin votul alături de PSD la schimbarea legilor justiției. Aceste schimbări au fost și încă mai sunt aproape de a aduce suspendarea fondurilor europene pentru România. În spiritul reprezentării cinstite a comunității maghiare din România, în calitate de lider al UDMR, vă întreb, ați mai proceda la fel sau ați proceda altfel dacă am retrăi din nou ultimii 3 ani? Subliniez că este o întrebare în spiritul am înțeles. Cinstei care caracterizează comunitatea maghiară din România și corectitudini. Este vorba despre o perioadă mai scurtă, nu e până în octombrie 2019, e până în mai 2019 și e bine să fim corecți. Sunt încă în vigoare toate acele legi, să știți. Nu, deci vorbesc de colaborare. În octombrie ați votat împotriva guvernului PSD. Și în iunie n-ați votat împotriva guvernului PSD. În ceea ce privește legile justiției, probabil că 90% aș susține ceea ce am susținut, fiindcă erau niște clarificări legate de funcționarea justiției care nu vizează codul penal și procedura penală. Codul penal nu am votat, verificați, vă rog frumos, fiindcă erau 3 chestiuni, inclusiv abuzul, cu care noi nu am fost de acord și a trecut fără voturile noastre pe procedură. Probabil că nu n-aș mai vota așa cum am votat, da. Acolo am și eu rețineri după această perioadă, dacă pe procedură, pe procedura penală am votat bine. Am reținerile mele acolo, da. Insist asupra întrebării care se referea inclusiv la faptul că UDMR a votat la fiecare sesiune parlamentară a existat o moțiune de cenzură pentru doborârea guvernului PSD, iar UDMR a votat împotriva moțiunii respective. Iunie am votat pentru moțiunea de cenzură, am și semnat în iunie pentru moțiunea de cenzură împreună cu colegii cu care am semnat și în octombrie și nu a trecut. Dățile trecute nu am participat la vot. Și ați face la fel dacă am retrăi ultimii 3 ani? Nu, dacă e vorba de moțiune de cenzură,
penultima moțiune de cenzură aș fi votat acum. Da. Vă mulțumesc pentru răspuns. Domnule Teodor Paleologu, suntem joi 16 septembrie 2019, ziua în care v-ați anunțat candidatura la președinția României cu susținerea PMP. Cu 25 august. Ok, atunci, bine, 25 august, cum vreți dumneavoastră, pe 16 septembrie cred că a fost oficializată, corect? Depunerea. Da, depunerea. Dar 16 septembrie a fost cu 4 zile înaintea deciziei Curții de Apel București, prin care s-a stabilit că Traian Băsescu este Petrov. Înainte sau după? Decizia Curții de Apel a fost pe 20 septembrie 2019, deci după ce dumneavoastră ați oficializat depunerea candidaturii la președinție din partea PMP. După ce s-a stabilit că domnul Traian Băsescu a fost informator al securității ca poliție politică. Întrebare. V-ați mai anunțat candidatura la președinție din partea PMP dacă ați retrăi ziua aia știind ce urma să se întâmple? Da. Din partea PMP. Categoric da, pentru că nu domnul Băsescu candidează. Candidează Teodor Paleologu. Sunt și alți susținători ai mei. Nu am de dat socoteală pentru ei, nu sunt avocatul domnului Băsescu și cred că alegerile prezidențiale sunt despre prezent și despre viitor, nu despre niște posibile lucruri întâmplate acum 30, nu, 40 sau mai mult, da? 30 ceva, 40 de ani. Vă mulțumesc. Domnule Dan Barna, suntem înainte de anul 2016, iar dumneavoastră sunteți antreprenor și consultant pe fonduri europene. Este ceva ce ați face diferit decât ați făcut în perioada respectivă? Probabil că aș fi muncit și mai mult în la acele petiții și adrese și semnături de beneficiari cu care am mers și am luptat la Ministerul Fondurilor Europene, pentru că o parte din... poate puteam să fac mai mult. În sensul în care am reușit, luptându-ne la Ministerul Finanțelor, și eu și colegii mei, nu e doar o muncă personală, să convingem cu rambursarea TVA-ului, să ajutăm comunitatea aceasta pe care am creat-o, fondurstructurale.ro, și piața pe care am creat-o, asumându-mi curajul să ne implicăm și să mă implic atunci unde reglementele erau foarte puține, poate puteam să muncesc și mai mult. Asta cred că e tot ce-mi reproșez. În rest, rezultatele pe care le-am avut și unde am... în ce s-a văzut contribuția mea, sunt lucruri de care sunt mândru și la care răspund cu multă bucurie și pe care în zilele acestea le aud de la oameni care au beneficiat de ele și îmi dau sentimentul ăla că a meritat implicarea în politică ulterioară. Deci nu aveți nimic să vă reproșați în ceea ce privește gestionarea unor proiecte pe fonduri europene, fie în calitate de consultant, fie în calitate de manager? Fără îndoială, nu. N-am nimic să-mi reproșez, tocmai că și nu mă gândesc dacă nimic. Puteam să fac și mai mult în unele locuri. Poate s-ar fi putut, dar întotdeauna ești un om și ai inspirația acelui moment. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la dezbaterea organizată de Europa FM. Aș vrea, doamnelor și domnilor, să vă reamintesc faptul că au fost invitați de asemenea domnul Mircea Diaconu, candidat susținut de Alianța ALDE Pro-România, doamna Viorica Dăncilă, susținută de PSD, și domnul Klaus Iohannis, susținut de PNL, care nu au dat curs acestei invitații, deși aceasta a fost, din păcate, singura dezbatere organizată în România între candidați, înainte de turul întâi al prezidențialelor. Aș vrea să vă reamintesc și dumneavoastră și aș vrea să reamintesc tuturor candidaților faptul că, în democrație, dezbaterea electorală nu este facultativă. Face parte, de fapt, din dreptul nostru al tuturor de cetățeni de a da un vot informat. Vă mulțumesc pentru faptul că v-ați uitat în această seară la dezbaterea organizată de Europa FM. Vă rog să mergeți duminică la vot, în primul tur, sau deja vineri și sâmbătă, dacă sunteți în diaspora. Și eu vă promit că în turul 2 vom încerca să repetăm această ispravă. Vă mulțumesc! Alegeri prezidențiale. Dezbaterea finală la Europa FM.